Good morning to all those connected. Good morning to the guests. Bună dimineața tuturor celor care sunt în legătură cu noi, invitaților, vorbitorilor care au avut amabilitatea de a ni se alătura în această dimineață. Astăzi, 11 decembrie, lansăm un program cu adevărat special, cu ocazia unui eveniment cu adevărat special, special din cel puțin trei motive. Mai întâi, datorită numelui pe care îl poartă, Simone Veil. În al doilea rând, datorită subiectului pe care îl abordează, și anume rolul femeilor în democratizarea țărilor lor și, aș îndrăzni să spun, în efortul de a face lumea un loc mai bun. Și în al treilea rând, pentru că lista vorbitorilor este reprezentată de invitați minunați astăzi. Simone Veil, în 1979, a fost prima dată o femeie președinte a Parlamentului, a primului Parlament european ales prin sufragiu universal. Femeie în politică după ce supraviețuise Holocaustului. S-a ocupat de provocările propriei vieți și ale lumii, încercarea de a face lumea un loc mai bun, în încercarea de a face ca societatea să fie mai echitabilă, mai democratică, răspunzând mai bine așteptărilor oamenilor pe care politicienii îi slujesc. Astăzi, în Parlament, lansăm noi înșine programul Simone Veil, dedicat activității de colaborare cu țările partenere din întreaga lume, în mod special pe această temă. Tocmai de aceea este atât de special evenimentul de astăzi, datorită subiectului pe care îl tratează. Vom discuta despre femei, acolo unde locuiesc, devin lideri. Și în acest efort, prin conținutul politicilor lor, prin personalitatea lor pe scena politică, femeile provoacă statu quo-ul. Provoacă, supun provocărilor lucruri care aproape că nu s-au urnit de ani și ani. Dacă ne uităm în istorie, din momentul în care în 1974 o femeie a devenit pentru prima dată liderul țării ei în Argentina, s-au schimbat foarte puține lucruri, sau dacă s-au schimbat foarte lent. Avem doar câteva femei șefe de stat în întreaga lume, însă astăzi am deosebită plăcere și onoare de a discuta cu una dintre ele. În acest grup încă, din păcate, foarte mic al femeilor lideri politici, prin alegeri echitabile, corecte, deschise, unde s-au bucurat de încrederea cetățenilor pe care îi conduc, pentru ca aceștia să se bucure de un viitor mai bun și mai democratic. Și ajung astfel la al treilea motiv pentru care evenimentul de astăzi este într-adevăr remarcabil, și anume lista invitaților. Mai întâi de toate, Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, pentru prima dată când o femeie este președinte al Comisiei Europene și care ne va prezenta o declarație introductivă la acest eveniment și ar fi dorit să fie prezentă personal, dar trebuie să ia parte la ședința Consiliului European, unde are o alocuțiune de rostit. Totuși, vrea să transmită un mesaj pentru că își dorește, măcar astfel, să fie prezentă la lansarea acestui eveniment, a acestui program, și ne va transmite peste câteva clipe mesajul său în format audio-video. Și apoi o avem alături de noi pe doamna Maia Sandu, președintele ales al Republicii Moldova. Domnia sa va deschide evenimentul de astăzi. Mai avem și alți invitați de-a lungul programului nostru. Avem două paneluri foarte speciale cu invitați excepționali de asemenea care vor participa la ambele paneluri, atât din partea instituțiilor Uniunii Europene, cât și, foarte important, din partea beneficiarilor reali
ai acestui program, lideri femei din Republica Moldova, reprezentanți ai Moldovei în Parlamentul Național, femei care schimbă chipul Moldovei chiar acum când vorbim. Începem așadar cu mesajul doamnei președinte Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene. Doamnă președinte ales Sandu, dragă Maia, dragă Dacian, dragă Dragoș, stimați eurodeputați și deputați, uneori e nevoie de o femeie pentru a provoca statu quo-ul. Aceasta este ideea centrală care stă la baza programului Simone Veil. Când mai multe femei iau parte la politica activă, e bine pentru toată lumea, pentru democrație, pentru societate, pentru calitatea dezbaterii politice. Povestea ta, dragă Maia, este o mărturie vie în acest sens. Ai așezat subiecte foarte importante în fruntea agendei tale personale, statul de drept și combaterea corupției. Te-ai ridicat împotriva corupției în sistemul educațional și te lupți să decuplezi sistemul de justiție de influențele politice. Și pentru asta, poporul moldovean te-a ales pe tine ca președintele său. Prima președinte femeie din istoria Moldovei. Încă o dată, cele mai călduroase felicitări ție și țării tale. Calea care îți stă înainte nu e ușoară, însă mandatul pe care l-ai primit este clar. Să continui să te lupți pentru instituții mai puternice și pentru o Moldovă mai puternică și te asigur că Europa este alături de tine. Astăzi vei discuta despre modul în care femeile în mod deosebit pot contribui la democrațiile țărilor lor. Atunci când miza o reprezintă schimbarea democratică, rolul femeilor este într-adevăr crucial. Dintotdeauna femeile au fost subreprezentate în politică în toate pozițiile de putere. Sub unul din patru membri ai parlamentelor din întreaga lume sunt femei. Participarea femeilor în multe țări este, prin definiție, ea însăși o provocare la adresa statu quo-ului. Însă este primul și cel mai elementar pas către o democrație mai inclusivă. Toți cetățenii, toată lumea trebuie să fie egală în fața legii. Și tocmai de aceea am prezentat o nouă agendă. Vrem să așezăm egalitatea de gen și capacitarea femeilor în centrul politicilor Uniunii în materie de politică externă. Și am hotărât ca cel puțin 85% din toate noile acțiuni externe ale Uniunii Europene să contribuie la capacitarea femeilor până în 2025. Indiferent dacă investim în crearea de locuri de muncă, în agricultură, în acțiunile de climă sau în economia digitală. Acest subiect este orizontal, pentru că drepturile femeilor sunt drepturile fiecăruia dintre noi și participarea femeilor la societate este în beneficiul tuturor, este o piatră unghiulară pentru orice societate democratică și justă. Știm în același timp că nicio societate, nicio țară nu este perfectă din acest punct de vedere, nici măcar acele țări în care femeile au ajuns să ocupe locuri de vârf, poziții de vârf în politică. Simone Veil a fost aleasă președinte al Parlamentului European în 1979. A fost nevoie să treacă 20 de ani pentru ca o altă femeie să devină din nou președinte al Parlamentului European și a fost nevoie de 40 de ani pentru ca prima femeie să fie la conducerea Comisiei Europene. Democrația înseamnă să construiești în permanență și tocmai din acest motiv efortul tău de astăzi este atât de important. Programul Simone Veil provoacă barierele cu care se confruntă în continuare femeile în politică. El vizează crearea de condiții echitabile și egale și pentru femei și pentru bărbați, astfel încât femeile din funcțiile de vârf să devină norma și nu excepția. Asta poate ajuta la îmbunătățirea democrației moldovene, așa cum poate ajuta la îmbunătățirea democrației de oriunde din altă parte în lume. Și de-a lungul carierei mele m-am ocupat mult de acest subiect și am învățat că o
un obstacol major în calea femeilor nu există, ci există foarte multe obstacole mici. E nevoie de multă muncă pentru a le depăși și, din experiența mea, femeile de succes în continuare tot trebuie să se justifice atunci când au ajuns la vârf, pentru că figurile model ale bărbaților rămân acelea după care se conturează restul societății. Și tocmai de aceea avem nevoie de persoane ca tine, Maya. Simone Weil spunea așa, citez: cererea mea ca femeie este să fiu respectată pentru propria mea diversitate. Nu trebuie să fiu eu obligată să mă adaptez la modelele impuse de bărbați. Și am închis citatul. Și ea a devenit ea însă și un model pentru generații întregi de femei europene, arătând că era posibil și un alt tip de leadership. Dur, dar cu empatie, cu principii, dar și inclusiv. Și am toată încrederea că tu, Maya, și toți membrii Parlamentului care sunt astăzi alături de noi, le pot arăta fetelor că pot să devină ce doresc ele în viață. Pentru că generația tânără se uită la noi, își îndreaptă privirile spre noi, așteaptă de la noi imbolduri pentru viitorul lor. Deci e datoria noastră să luptăm lupta cea bună pentru fete, pentru tinere, pentru femei și pentru toți cetățenii Europei. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte Ursula von der Leyen. Cuvinte care ne dau putere. Menționați că, într-adevăr, în 2020, Comisia și-a lansat strategia pentru egalitate de gen. A fost un document de mare importanță pentru a arăta care sunt diviziunile cu care se confruntă în continuare Uniunea Europeană și cât de important este să promovăm rolul femeilor. Acum 25 de ani, în 1995, liderii instituțiilor se adunau la Beijing pentru a pune bazele unor obiective foarte importante și ambițioase. Și cum spuneam și mai devreme, și după 25 de ani ne confruntăm din nou sau în continuare cu problemele cu care femeile se confruntau acum 25 de ani. Sunt foarte puține femei lideri în întreaga lume. În 1995, cu ocazia declarației de la Beijing, erau numai 12 femei șefi de state și guverne. Astăzi sunt doar 22 femei șefi de state și guverne. Pe această notă îmi face deosebită plăcere să avem alături de noi astăzi pe una dintre ele, una dintre cei 22 de lideri de țară din întreaga lume, și anume doamna președinte ales Maya Sandu. Dragă Maya, îți mulțumesc foarte mult în primul rând pentru că ți-ai găsit timpul de a fi alături de noi astăzi și te rog să ne adresezi cuvintele tale de început. Good morning. Bună dimineața, draga Dragoș, Răzvan Distinș. Vă mulțumesc pentru posibilitatea de a vorbi despre subiecte atât de importante. Să-mi exprim aprecierea pentru cuvintele de încurajare, mesajul călduros. Mă bucur să spun că în Moldova tot mai multe femei sunt apreciate pentru calități, pentru cunoștință, pentru curajul lor. Desigur, recent, alegerile prezidențiale au dovedit acest lucru. Aș vrea să vă spun că avem tot mai multe femei în poziții de conducere în instituțiile de stat, în companii private și, mai recent, mai multe femei în funcții alese. Desigur, n-am luptat. Au fost discuții în societate, mai ales ultima dată, în 2016, la alegerile prezidențiale și la alegerile prezidențiale din acest an, dacă societatea e gata să voteze pentru o femeie, și sunt foarte mândră să vă spun că oamenii au ales să voteze pentru o femeie și sunt mândră să vă spun că alegătorii, cetățenii noștri, au apreciat candidații
în funcție de calitățile lor, în baza integrităților și nu pe stereotipuri sau temerile pe care unii oponenți politici au încercat să le răspândească. Și unele organe de presă care au transmis știri false și campanii de discreditare. Femeile candidat au fost ținta acestora. Deci pentru noi e un pas important înainte și e dovada că societatea din Moldova este deschisă să deschidă femei care candidează pentru poziții de conducere. Desigur, ne așteaptă un drum lung de parcurs. Astăzi aici avem și membre din Parlament și trebuie să vă spun că prezența femeilor reprezintă cam 26%. Foste colegi de la Partidul de Acțiune și Solidaritate au impus și au promovat anul trecut în Parlament o inițiativă care cere partidelor politice să aibă o cotă de reprezentare de 40%, ceea ce ar trebui să ajute, dar desigur trebuie să veghem că asta nu rămâne doar cerință formală, pentru că în trecut am mai văzut situații în care liderii bărbați ai partidelor politice au încercat să promoveze femei pe baza loialității și nu pe baza calităților pe care le aveau. După cum am spus, e nevoie de lideri și lidere politice autentice cu o democrație internă reală, femei active, dornice să intre în politică și apoi să aibă șansa să ajungă în Parlament și în alte funcții de conducere în partidele politice. Aș vrea să vă spun că experiența noastră, și spun experiența noastră pentru că am început activitățile politice împreună cu alte femei în această echipă și femei care nu particip la discuția de astăzi, am început un partid politic pentru că, nu pentru că ne doream să devenim politicieni, ci pentru că situația era atât de proastă și în special corupția era atât de răspândită încât ne-am dat seama singura cale pentru a combate corupția sau probabil cea mai eficientă, chiar dacă nu și singura, dar cea mai eficientă cale ar fi să încercăm să înființăm un partid politic. Când am înființat un partid politic, când am încercat să-l înființăm, ne-am dat seama că trebuie să luptăm pentru democrație, în primul rând, pentru a putea face ceva de calitate în țară și apoi să avem șansa să ajungem la putere. A fost un efort deosebit și a fost nevoie de mult curaj. Mă mândresc să spun că avem colege, femei foarte curajoase, devotate, care n-au lăsat regimurile să le sperie și au continuat să lupte. Și faptul că suntem astăzi aici e dovada curajului femeilor și a devotamentului lor. Desigur, nu e vorba doar despre femei în acest sens, dar aș vrea să subliniez rolul femeilor, pentru că întotdeauna pentru ele a fost mai greu. După cum spuneam, ne așteaptă un drum lung de parcurs pentru a avea o reprezentare adecvată în Parlament. E vorba de democrația reală, de a avea partide politice cu democrație internă, pentru ca femeile să aibă șansa de a fi promovate. În plus, aș vrea să vă spun de istoria noastră cu reprezentarea în guvern, deși guvernul nu e ales, nu sunt funcții alese, oricum e vorba de funcții înalte, de răspundere. Am avut două femei prim-ministru în ultimii 30 de ani. Și vreau să vă aduc aminte că anul trecut am avut prin guvern, guvernul meu, în care erau mai multe femei decât bărbați, membrele guvernului. Vreau să vă spun, nu pentru că eu mi-am propus acest lucru, ci mi-am propus să avem cei mai buni profesioniști, cele mai bune profesioniste. Și așa s-a întâmplat că am avut mai multe femei în guvern.
dar a fost excepția, din păcate. În continuare, e nevoie de eforturi din partea noastră pentru a avea reprezentare egală și la guvern. Și ajung acum la un alt aspect foarte important. Femeile alese pe plan local, deși avem încă puține femei primari, 22% după alegerile din 2019, vreau să încurajez mai multe, poate e partea cea mai dificilă pentru femeile alese în Moldova. Știu că unele primărițe sau participante la discuție sunt primărițe și vreau să le laud pentru curajul lor. Probabil că e mai dificil să fii primăriță decât să fii președinte sau să fii membru în Parlament, pentru că de-a lungul anilor primarii au fost supuși unei presiuni deosebite din partea regimului, a partidelor politice la putere, și extrem de dificil în general pentru primari să reziste la această presiune și e cu atât mai dificil pentru femeile primărițe să reziste presiune. Și avem femei extrem de curajoase care au dovedit că sunt foarte bune profesioniste și în același timp pot să apere democrația și la nivel local. Întrucât noi discutăm astăzi cu Parlamentul European, aș vrea să subliniez un principiu important al sprijinului pentru care ne-am luptat de mult timp, să se dea mai multă independență financiară primarilor ar ajuta și femeile. Iată de ce am promovat ideea cu instituția europeană să avem sprijin mai direct pentru administrația publică locală, pentru a ajuta primarii să fie mai independenți și să-i ajute să construiască acest pilon puternic al democrației în administrația publică. E un drum lung de parcurs pentru a avea această reprezentare la nivel local, da? Avem o bază puternică pe care să construim, pentru că avem femei extrem de curajoase, primărițe, lucru care trebuie afirmat și apreciat. Și aș vrea să-mi reiterez angajamentul de a le sprijini pe acele femei și pe primarii în general, dar în special pe femeile primărițe, să fie aparate împotriva oricărui abuz, cum au avut loc, din păcate, în trecut, în regimuri mai puțin democrate. Desigur, reprezentarea egală a femeilor în politică nu e doar o dorință frumoasă a femeilor, e o cerință prealabilă pentru un guvern democratic și e vorba și de politici mai bune. Participarea lor ar îmbunătăți cu siguranță calitatea politicilor promovate de stat în multe domenii. E vorba de combaterea corupției și vreau să vă aduc aminte că mandatul meu după alegeri este de a combate corupția. Oamenii au văzut o femeie ca fiind foarte potrivită să combată corupția, poate și din cauza dezamăgirilor provocate de foștii lideri ai țării, dar acum e o șansă pentru noi să fim văzute ca fiind mai bune pentru a combate corupția. Și nu doar asta, și sectorul economic, sănătate, educație, în care femeile pot avea contribuții importante pentru politici mai bune și o mai bună implementare a politicilor. Am văzut și multe femei lidere care gestionau situația de criză a pandemiei mai bine decât liderii bărbați. Toate acestea sunt argumente de a promova femeile în funcții de conducere de vârf. Mai există inegalități în Moldova. În domeniul social și politic, după cum am spus, avem mai multe femei care sunt șomere, mai ales femeile cu copii,
avem încă angajatori care nu vor să angajeze femei cu copii, le privesc ca fiind ceva negativ pentru firmele lor. Mai avem problema salariului mai mic pentru femei decât pentru bărbați pentru aceeași muncă. Femeile primesc un salariu cam cu 14% mai mic decât salariul unui bărbat pentru aceeași muncă. O problemă foarte mare în Moldova. Violența la adresa femeilor, o problemă de mult timp intensificată în pandemie. De exemplu, telefoanele la liniile de sprijin au crescut cu 30% în perioada pandemiei. E o problemă de prioritate pe agenda noastră. Trebuie să găsim soluțiile adecvate pentru problemă, dar desigur e vorba de a implica societatea, de a lucra împreună pentru a elimina acest fenomen rușinos. Există și probleme cu stereotipurile, cu prejudecățile. În mare măsură, în societatea Moldova se apreciază femeile. Dar în ce privește discursul de ură, acesta e mai prezent în ce privește femeile și mă refer nu doar la experiențele mele în campania electorală, ci mă refer și la experiența altor femei și în special la alegerile locale. Am văzut exemple extrem de negative de femei candidate care au fost atacate din diverse motive, care nu au fost invocate pentru atacuri împotriva bărbaților, fake news, denigrare, manipularea opiniei publice. Deci trebuie să facem eforturi în toate aceste direcții pentru a ne asigura că femeile sunt tratate cu respect și candidații bărbați nu beneficiază de un avantaj doar pentru că sunt bărbați și nu femei. După cum spunem, mai avem un drum lung de parcurs. Există exemple bune. Avem femei foarte active în Moldova, femei foarte curajoase, bine pregătite, bine calificate și sper că rezultatele de la alegerile prezidențiale vor încuraja și mai multe femei să se implice în politică și sper că eforturile noastre de a curăța clasa politică vor deschide mai multe oportunități pentru femei. Politica ar trebui să se refere la idei, la edificarea încrederii, nu despre bani murdari, manipulare prin campanii la televiziune, prin care politicieni corupți își răspândesc știrile false. Cu cât e mai curată viața politică în Moldova, cu atât sunt mai mari șansele ca femeile să intre în politică, să fie interesate de politică. Dar trebuie să facem toate aceste lucruri împreună și cred că avem o șansă deosebită. E și o mare responsabilitate, o uriașă responsabilitate pentru mine personal, dar și pentru celelalte femei în poziții de conducere, să dovedim că suntem bune, dar și să ajutăm, să le ajutăm pe celelalte femei în bătăliile politice și, desigur, să deschidem calea ca ele să ajungă la poziții de conducere în stat, în companiile private, în avantajul societății. Mulțumesc. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte ales Maia Sandu, vă mulțumesc pentru cuvinte, pentru faptul că sunteți disponibil să ne vorbiți la manifestarea de azi și că rămâneți cu noi cât de mult puteți. Apreciem foarte mult dacă în orice moment al dezbaterii în cursul zilei vreți să interveniți din nou, să ne comunicați gândurile, obiectivele, ambițiile, pe lângă cele pe care ni le-ați comunicat deja. Ca raportor permanent al Parlamentului European pentru Republica Moldova, aș vrea să vă asigur încă o dată de sprijinul nostru și că întotdeauna o să-l găsiți aici în Parlamentul European pentru ceea ce vă propune să faceți pentru Republica Moldova ca președinte pentru toți moldovenii și cu
vreți să faceți pentru toate femeile din Moldova. Acum o să dau cuvântul celui de-al treilea keynote speaker pentru această parte de deschidere. Mă bucur că, în fine, Dacian Cioloș poate să fie cu noi în persoană și nu printr-o legătură video. Știu că ești foarte ocupat în România după alegeri, ca și mine și toți ceilalți, și, dragă Dacian, îți dau cuvântul. Thank you. Mulțumesc și mulțumesc pentru organizarea acestui eveniment, pentru că ați demarat acest program alături de Republica Moldova. Vreau să mă folosesc de acest prilej însă pentru a vorbi în limba română. În fiecare zi în acest parlament folosesc fie franceză, fie engleză, din motive strict practice, și cred că din când în când e totuși util să ne dovedim diversitatea chiar și aici. Dați-mi voi acum să trec la limba română. În primul rând, Dragoș, spuneai la început că doar 20 și ceva de femei sunt în fruntea unor state, sunt șefe de state în lume. Un număr într-adevăr foarte redus, și mă gândeam când spuneai asta, oarecum ar arăta lumea noastră dacă am avea o diplomație la vârful statelor în lume, o diplomație dominată de femei și de spiritul feminin, mai orientat spre conciliere, mai orientat spre înțelegere, mai empatic, pentru că, iată, din păcate, politica e percepută ca fiind masculină. Când vorbim de campanie electorale, vorbim de bătălii electorale și de bătălii politice, nu de a căuta înțelegere, așa cum spunea și Maia, de a căuta să-i înțelegi pe oameni. Și evident, câteodată trebuie să te și bați, să te bați cu indiferența, să te bați cu incompetența, să te bați cu corupția. Dar femeile, cel puțin eu spun din experiența mea, femeile știu să se bată într-un alt fel, mai puțin agresiv și mai căutător de soluții de multe ori decât bărbații în societate. Și pentru că am ajuns aici, Maia Sandu, pe care o știu de câțiva ani de zile, pot să spun, îndrăznesc să spun că e o femeie de un curaj ieșit din comun. Și prezența ei în această poziție de președinte al Republicii Moldova e și o dovadă că Republica Moldova are resurse democratice care așteaptă persoanele potrivite pentru a le trezi. Mai a avut perseverență, a avut răbdare, a avut determinare și iată că i-a convins pe cetățenii Republicii Moldova și cei care locuiesc în țară, dar și cei care sunt în afară și mare parte dintre ei răspândiți în Europa și care probabil au înțeles în mod practic și ce înseamnă democrația, iată-o astăzi în fruntea Republicii Moldova. Avem multe exemple în acest fel în Estul Europei. Avem de exemplu pe Zuzana Caputova, care din mediul neguvernamental, unde a luptat și ea pentru valori democratice, pentru mediu, a ajuns președintele Slovaciei. Săptămâna viitoare vom acorda premiul Sakharov opoziției din Belorusia, unde Svetlana Tikhanovskaya joacă un rol primordial, un rol central. O să avem astăzi alături de noi în acest eveniment și pe Laura Codruța-Căvișii, care e un exemplu și de curaj și de dedicare, chiar dacă nu în politică, dar într-o poziție centrală în societatea românească, pentru că e cea care a devenit un simbol al luptei împotriva corupției în România și acum are ocazia să construiască și parchetul european. Și deci avem astfel de exemple în Europa de Est, multe doamne care sunt astăzi cu noi aici din Republica Moldova, și cred că prezența Maiei în fruntea Republicii Moldova va încuraja și mai multe femei și din Republica Moldova, dar și din România să se implice în politică. În Estul Europei avem o lume mai dură, care vine un pic și din
să zic, nu știu, cultura, tradiția noastră din istorie, o viață dificilă, pentru că avem de luptat cu multe prejudecăți și cu multe traume ale istoriei. Și curajul de care dau dovadă mamele, surorile, soțiile, fiicele noastre, e o dovadă că resursele enorme pe care le putem accesa atunci când societatea nu mai face față presiunilor, sunt aici, ele există. Numele, ca să revin la, să vin și la Simone Weil, numele acestui program nu putea fi mai bine ales, pentru că Simone Weil este un astfel de exemplu. Într-o perioadă când și în Europa de vest dominau foarte mult prejudecățile și politica era aproape exclusiv masculină, Simone Weil, o femeie politică a cărui parcurs denotă un curaj rar întâlnit, continuă, iată, să ne inspire și astăzi. Ea a fost președintă a Parlamentului European, cred că prima președintă femeie a Parlamentului European, dar a fost și președinta grupului liberal centrist pe care îl conduc astăzi și ea reprezintă o inspirație în lupta pentru drepturile femeilor și pentru egalitatea dintre bărbați și femei. Și vorbind despre aceste drepturi, Simone Weil avertiza la un moment dat că în ciuda progreselor făcute, o criză politică, o criză economică sau a valorilor pot pune încă în pericol progresele acestea care sunt făcute în ceea ce privește egalitatea de gen și ne invita atunci să fim vigilenți. Și iată criza prin care am trecut și practic trecem încă astăzi, criza aceasta pandemică, ne arată cât de mult avea dreptate, pentru că în ultimele luni femeile au fost afectate de pandemie în mod disproporționat în raport cu bărbații. Fie că e vorba de păstrarea locurilor de muncă, despre nivelurile veniturilor, așa cum spunea și Maia, care sigur nu e doar specifică acestei crize, gradul de sărăcie sau de violență, drepturile femeilor au avut de suferit în această perioadă, atât în interiorul Uniunii Europene, cât și la nivel mondial. Și a întări democrația în interiorul Uniunii Europene, dar și în exteriorul ei, înseamnă în primul rând să ne asigurăm că diferitele grupuri sociale care compun societatea asta au acces și sunt reprezentate în instituțiile cheie. Și asta cu atât mai mult, iată, în Europa de Est, cu atât mai mult cu cât în țările din parteneriatul estic, spre exemplu, femeile reprezintă doar din cifrele pe care le-am 14% din numărul de miniștri și 16% din numărul de parlamentari, ceea ce e mult prea puțin. Și aici, din păcate, și stereotipurile joacă un rol semnificativ în aceste cifre în țările din parteneriatul estic, precum Moldova, dar și în alte părți și, îndrept să spun, inclusiv în România. De aceea, acest program, Simone Weil al Parlamentului European, poate să fie un foarte bun instrument ca să discutăm despre aceste lucruri și să punem în practică măsuri, pentru că nu e suficient să discutăm. E, cred, și un moment bun acum să înțelegem că discriminarea din societățile noastre nu e un factor ideologic și nu trebuie să fie ideologizată această discriminare. Să nu acceptăm abordări bărbați, femei în politică sau în fruntea statului în cheie doctrinară atunci când vine vorba de rolul femeilor în societate și să înțelegem că asta merge dincolo de ideologie, vorba de valorile profunde democratice și de valorile profunde ale drepturilor omului, de fapt. Rolul femeilor în politică și lupta pentru statul de drept sunt chestiuni stringente pentru societatea noastră și cred că cu cât vom avea mai multe femei în politică, cu atât și lupta pentru statul de drept va deveni una firească, sau hai să spun, menținerea statului de drept va deveni mult mai firească decât e în momentul de față, pentru că probabil câteodată bărbații în energia lor au nevoie de mai multe bătălii și se bat inclusiv cu regulile care administrează societățile în care trăim. Deci, dragă Maia, îți mulțumim în primul rând pentru prezența ta, pentru încă o dată eroismul tău politic. Ești un exemplu pentru o întreagă generație și dacă în deceniile trecute vorbeam de modele feminine în literatură, în artă, în sport, iată, mă bucur că vine vremea să
avem ocazia să vorbim despre modele feminine și în politică și tu contribui, cel puțin în partea aceasta noastră de lume, contribui la asta prin victoria ta și sunt convins că mandatul tău va fi unul de succes, așa cum spunea și Dragoș, pot să contez pe tot sprijinul Parlamentului European, pe tot sprijinul nostru în ceea ce faci. Pentru că respectul începe prin a ne respecta pe noi înșine și tu ai reușit să ne arăți acest lucru și de aici înainte va trebui să luptăm acum nu doar pentru respect, dar și pentru onoare. Deci mulțumesc, Maia, mulțumesc, Dragoș, și mult succes dezbaterii de astăzi. Thank you very much, for being with us today. Mulțumesc, Dacian, și mulțumim foarte mult pentru prezența ta astăzi aici, pentru cuvintele pe care le-ai rostit. Cu asta am încheiat partea introductivă a acestui eveniment și vreau să vă mulțumesc din nou tuturor oaspeților noștri care au consimțit cu amabilitate să deschidă această dezbatere. Acum trecem la cele două paneluri ale zilei de astăzi. Am să vă ofer doar câteva reguli simple referitoare la felul în care dezbaterile din cele două paneluri se vor organiza. Câteva reguli de procedură așadar. Întâi am să prezint vorbitorii din fiecare panel, am să invit să își prezinte punctele de vedere și apoi am să deschid discuțiile pentru intervenții sau întrebări la adresa oaspeților noștri din Republica Moldova, din Parlamentul Republicii Moldova, din instituțiile de la nivel local din Republica Moldova care au consimțit să ne fie azi alături și vreau să le urez bun venit și să le mulțumesc pentru participare. Va fi ocazia ca dumnealor să interacționeze cu vorbitorii noștri, să adauge anumite considerații sau să adreseze întrebări. Primul panel este dedicat femeilor în calitate de promotori ai democratizării, doamna președintă von der Leyen și doamna președintă Sandu, precum și președintele grupului Renew, domnul Cioloș, au punctat deja o serie de elemente care stau la baza acestei idei de femei, că femeile sunt promotoria ai democratizării, dar vreau să vă supun și anumite provocări dumneavoastră paneliștilor, sper că le veți putea aborda în cadrul prezentărilor introductive, dincolo de problematica leadership-ului feminin și nu e nicio îndoială, avem dovezi conform cărora, așa cum spunea doamna președintă Sandu, țările care sunt conduse de femei se descurcă mai bine din multe puncte de vedere. Dacă ne uităm inclusiv la răspunsul la adresa pandemiei COVID-19 din lumea întreagă, se vede și reiese clar din dovezi că țările care sunt conduse de femei, Noua Zeelandă, Germania, Australia și altele, s-au descurcat mai bine la acest capitol. Poate că e datorită faptului că femeile iau în calcul mai multe puncte de vedere când iau o decizie. Poate că e datorită faptului că cântăresc altfel riscurile. Sau probabil datorită faptului că comunică într-un mod mai empatic, își ascultă mai bine cetățenii sau poate datorită tuturor acestor motive la un loc. Dar avem, așa cum spuneam, dovezi că leadership-ul feminin a adus cu sine, de fapt, rezultate mai bune în lupta împotriva pandemiei COVID-19. Această criză a scos însă la iveală și alte aspecte mai puțin pozitive în ceea ce privește rolul femeilor în societăți, în privința locului în care ne aflăm actualmente în lupta împotriva discriminării la adresa femeilor. Ați punctat un lucru adineauri, provocările sociale care se confruntau femeile și înainte de COVID, dar care au fost aprofundate, agravate de COVID, violența domestică, accesul la locurile de muncă, precaritatea locurilor de muncă pentru multe femei, felul în care sunt plătite în comparație cu bărbații. Toate aceste subiecte au fost plasate pe tapet de lungul crizei și acestea sunt subiectele pe care trebuie neapărat să le tratăm. Și fiindcă sunt președinte și al Comisiei Speciale cu privire la inteligența artificială în cadrul Parlamentului European, aș mai adăuga încă un lucru, și anume faptul că cumva există
anumite prejudecăți, anumite feluri în care percepem în mod greșit femeile în societățile noastre și care se reflectă și în capitolul digital al vieții noastre. Și este o provocare care trebuie tratată încă de pe acum, de la începutul configurației pe care o pregătim la nivel european și a felului în care vrem să continuăm această revoluție tehnologică în următorii 10 ani. Trebuie să privim aceste distorsiuni, fiindcă inteligența artificială în domeniul sanitar, care aduce beneficii până la urmă, ar fi pur și simplu distorsionată în defavoarea femeilor, dacă folosim doar datele disponibile actualmente, fiindcă știm că ele sunt distorsionate într-un fel. Vreau pe calea aceasta să deschid primul panel. Le mulțumesc orbitorilor noștri. Îi voi da cuvântul tăi și întâi doamnei Roberta Metsola, vicepreședinta Parlamentului European, care reprezintă grupul Partidului Popular European. Apoi îi voi da cuvântul doamnei Monica Babuc, vicepreședinta Parlamentului Republicii Moldova, apoi domnul Robert Miedon, care este vicepreședinte al Comisiei pentru Drepturile Femeilor și Egalitatea de Gen și președintele delegației pentru relațiile cu Belarus, și la sfârșit, deși nu este alături de noi astăzi cine transmite un mesaj înregistrat, domnul Tania Fayon, care reprezintă grupul S&D din Parlamentul European și care a reprezentat numeroase valori, numeroase obiective pe care noi le avem în lupta pentru drepturile femeilor aici în Parlamentul European și a făcut-o și în mandatele sale anterioare din cadrul Parlamentului European. Deschid acum cuvântul și le dau cuvântul vorbitorilor pe rând. Mai apoi vom avea o sesiune de dezbatere. Le cer încă de pe acum colegilor din Parlamentul Republicii Moldova ca, dacă au intervenții considerente de menționat, puteți deja să mi le semnalați ridicând mâna în sistem sau transmițând o întrebare în chat. Eu voi consemna toate aceste solicitări și vă voi da cuvântul după intervențiile vorbitorilor noștri. Astea fiind spuse, Roberta, mii de mulțumiri pentru prezența ta aici, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult, Dragoș. Mă simt cu adevărat privilegiată că sunt în măsură să iau cuvântul astăzi aici, având alături de mine vorbitori atât de distinși, doamna Maia Sandu, președinta aleasă a Republicii Moldova, doamna președintă Ursula von der Leyen, desigur. Cred că sunt în asentimentul tuturor când salut alegerea Maiei. E o victorie pentru democrația Republicii Moldova și este o șansă pentru un nou început pentru relațiile UE-Moldova. Angajamentul dumneaei față de statul de drept, lupta împotriva corupției, a unei politici bazată pe valori, conferă speranță tuturor pentru a întrevedea un viitor mai bun nu doar în Moldova, ci în lumea întreagă. Și îi va inspira pe liderii din lumea întreagă, nu în ultimul rând pe cei din Belarus, unde am văzut cu toții în lumea întreagă femei curajoase care au atacat ultimul dictator rămas în Europa și recâștigându-și țara înapoi în beneficiul tuturor cetățenilor lor. Și care contribuie la mărturia și la moștenirea lui Simone Veil, care iată că poate să perdure datorită acestei inițiative pe care o organizează Dragoș. Moștenirea sa încă trăiește. Ea a făcut parte dintr-o generație de giganți post-război care credeau că cooperarea e mai bună decât conflictul. Simone Veil ne-a permis nouă să facem ceea ce facem acum și noi, ca reprezentanți, avem datorirea de a ne arăta demni de ceea ce ni s-a lăsat moștenire, fiindcă acum batonul transmis de dumneavoastră trebuie să fie dat de noi mai departe. Nu e ușor să lucrezi în politic, așa cum spuneai, Dragoș, fiindcă a fi o femeie în lumea politică nu îți ușurează nici de cum misiunea. Indiferent de voturile pe care le obții, trebuie să dovedești zi de zi că ești la înălțimea postului, că poți să îți îndeplinești îndatoririle la fel de bine și nori mai bine decât bărbații. Este un lucru și un subiect transversal tuturor șantierelor, unor partidelor politice. E o realitate în care trăim cu toții și avem datoria să le ușurăm misiunea celor care ne vor urma în această direcție. Facem eforturi pe acest plan, dar femeile în politică sunt în continuare subreprezentate.
un exemplu, în alegerile recente din Malta, țara mea de Baștina, de când a fost conferit dreptul femeilor, acum aproximativ 100 de ani, mai puțin de 8 femei au reușit să izbândească. Numărul de femei de bărbați însă a depășit 1000. Eu am fost prima membra a Parlamentului European, membru ales în numele Maltei, alături de alte două doamne în aceea zi. Și pe măsură ce s-au rezultate și era limpede că în sfârșit treceam de la 0 femei eurodeputați la 3, am fost extrem de conștientă de faptul că, iată, o fetiță de 12 ani care privește politica poate să-și închipuie că și pentru ea e loc acolo și că acest domeniu nu mai este rezervat doar fraților sau tatălui sau. Și cred că asta simte de fapt toată, orice fetiță din Republica Moldova. Da, e mai greu pentru fete și va trebui să facă eforturi mai mari. Da, ne vom confrunta cu provocări nedrepte, dar putem să reușim și vom reuși. Politica nu trebuie să fie o scenă dominantă de bărbați. Mă uit în jurul meu astăzi și știu că va fi mai puțin probabil să fie așa în următorii ani. Suntem în măsură să simplificăm slujba celor care vin după noi și nu ne-am respecta îndatoririle dacă nu ne-am face și noi rolul și nu am croi un drum celor care vin în urma noastră. Femeile se confruntă cu provocări reale în politică și la locul de muncă, iar în Europa suntem în continuare în ipostaza în care femeile câștigă mai puțin în medie pentru același lucru decât bărbații. Este nedrept și inacceptabil, iar acest lucru trebuie să fie consemnat în paginile cărților de istorie. Am fost norocoasă să cresc cu mandra că dacă crezi că trebuie, ești curajos, nu te poate ține nimic înapoi, nici sexul, nici contextul social. Și mă uit către lideri precum Simone Veil, Maia Sandu, Svetlana Tihanovskaya și Angela Merkel și Ursula von der Leyen și știu că speranța există. Ceea ce avem nevoie e o schimbare paradigmatică la nivelul gândirii și a politicii. E nevoie ca partidele politice să facă mult mai mult pentru a încuraja femeile să se promoveze în candidați politici și am nevoie de țări care să facă mai multe pentru a se asigura că femeile capătă oportunități egale. Doar în asemenea condiții vom reuși să vedem că se concretizează un lucru care crește de la sine. Locul femeii este acolo unde își dorește ea să se afle. În Parlament, la cârma unei companii sau la cârma unei țări în drumul său către prosperitate. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Roberta! Acum voi da cuvântul doamnei Monica Babuc, vicepreședinta Parlamentului Republicii Moldova. Doamnă Babuc, aveți cuvântul! Bună ziua tuturor! Mulțumesc, domnule Tudorache, pentru invitația și pentru inițiativa și ocazia de a vorbi în cadrul acestui panel. Vreau să salut toate participantele și toți participanții la această conferință și întâi de toate vreau să transmit felicitările mele doamnei președinte Maia Sandu, care ieri, iată, a fost validată de către Curtea Constituțională a Republicii Moldova. Să o felicit cu intrarea în mandat și să-i doresc acest mandat care are extrem de mari așteptări de la cetățenii Republicii Moldova și mari provocări în legătură cu pandemia, criza economică și toate consecințele acestei situații. Acest mandat să-l aibă de succes, sunt sigură că așa va fi și vom fi alături de eforturile domniei sale. Vreau de asemenea să salut și să mulțumesc doamnei Ursula von der Leyen, președinte al Comisiei Europene, pentru mesajul încurajator pe care ni l-a transmis. Și, bineînțeles, doamnei Roberta Mazzola, vicepreședinte a Consiliului European, a Parlamentului European, îmi cer scuze, care ne-a vorbit despre experiența și personală, inclusiv de participare în marea politică europeană. Vreau să salut și colegele mele parlamentare, dar și alese locale din Republica Moldova, care sunt aici prezente și să le mulțumesc pentru efortul lor absolut extraordinar, pentru că calitatea femeilor în politica din Republica Moldova a fost remarcată de multe ori de partenerii noștri de dezvoltare și aceasta nu doar la capitolul activism politic.
dar mai ales la calitățile profesionale, la dedicația, la implicarea în treburile cetății și acest lucru nu poate fi nicicum contestat. Vorbea adineaori domnul Dacian Cioloș despre faptul că în parteneriatul Estica, de fapt și în întreaga lume, încă nu putem vorbi despre o reprezentare egală a femeilor în structurile politice și acest lucru cumva este valabil și pentru Republica Moldova, dar totuși sunt mândră să spun că cifra de 16%, așa cum spunea domnul Cioloș, este la noi depășită totuși, pentru că din 101 deputați în Parlamentul Republicii Moldova, 25 sunt femei, iar în guvern avem 4 miniștri, în comisiile parlamentare 4 președinți ai comisiilor sunt femei. Avem președintă a Curții Constituționale și Bașcan a Unității Teritoriale Administrative Găgăuzia. În sfârșit, avem, așa cum s-a spus, peste 22% primari femei, 30% consilieri locali și circa 20% consilieri raionali. Ponderea femeilor antreprenori în Republica Moldova, conform datelor de care dispun, fiind reprezentată de 27,5%. Sigur că sunt cifre care arată că prezența femeilor în viața politică, socială, economică a Republicii Moldova a devenit o normalitate, dar totodată că mai avem încă foarte mult de lucru pentru ca rolul femeilor să corespundă în totalitate ponderii acestora și importanței activităților în toate domeniile vieții publice din Republica Moldova. Vreau să mă opresc foarte succint asupra cadrului legislativ și normativ național din Republica Moldova și să vă spun că, din câte cunosc, în general, în legislația internațională, Republica Moldova face parte din țările care a promovat în ultimii ani acte legislative foarte importante legate de egalitate de gen. Asta este consfințită, bineînțeles, în primul rând în Constituția Republicii Moldova, iar legislația Republicii Moldova garantează drepturile egale a participării cetățenilor în viața publică. Totuși, voi pomeni câteva acte legislative foarte importante, printre care, în primul rând, legea numărul 5 din 9 februarie 2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați, legea numărul 121 din 25 mai 2012 cu privire la asigurarea egalității și legea numărul 298 din tot din anul 2012 cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurării calității. Vreau să vă spun că avem un Consiliu pentru prevenirea și eliminarea discriminării foarte activ, care în ultimii ani se implică foarte mult în toate cazurile semnalate acestuia privind încălcarea drepturilor femeilor, minorităților, de toate genurile și așa mai departe. În 2016, Guvernul Republicii Moldova a aprobat strategia pentru asigurarea egalității între femei și bărbați pentru anii 2017-2021 și planul de acțiuni privind implementarea acesteia, iar Parteneriatul pentru Bună Guvernare a elaborat o strategie de comunicare privind discriminarea și asigurarea egalității. Toate acestea vorbesc că cadrul legislativ în Republica Moldova, privind problema pe care o discutăm, se dezvoltă și inițiativa despre care a pomenit anterior și doamna președinte Maia Sandu vorbește că acest cadru legislativ urmează încă să fie dezvoltat și pe toate domeniile care țin de activitatea femeilor. Pentru că femeile și bărbații contează pentru politică, pentru că această politică se face pentru oameni. Și egalitatea de șanse este o parte integrantă a drepturilor omului și în Republica Moldova ținem ca aceste drepturi ale omului să fie respectate la justa lor valoare. Eu vreau să vă spun că, din punctul meu de vedere, nu neapărat numărul femeilor implicate, deși și acest lucru este foarte important,
dar nu neapărat numărul femeilor implicate este important, ci capacitățile și dorința acestora de a se implica. Fac o trimitere aici la ce a spus doamna președinte Maia Sandu anterior, că din păcate în Republica Moldova am avut și mai avem multiple cazuri de promovare a femeilor, inclusiv pe linii de partid și în funcții politice, pe criterii de loialitate și nu neapărat pe criterii profesioniste, pe criterii de pregătire, de experiență pe care aceste femei o au. Și din punctul acesta de vedere, vreau să vă spun că sunt mândră de fracțiunea din care fac parte și colegele mele femei, care au un parcurs absolut exemplar în politică. Vorbesc de doamnele deputat Ludmila Guzun și Valentina Rotundu, care au venit în Parlamentul Republicii Moldova parcurgând o cale exemplară în politică și în cariera lor profesională, de la funcțiile de primar, președinte de raion, manager de întreprinderi, profesori și așa mai departe, ajungând să fie reprezentante ale femeilor care cunosc, vă rog să mă credeți pe cuvânt, toate subtilitățile vieții, activității, existenții propriu-zis a unei femei în Republica Moldova. Și dacă nu vă supărați, o să vă spun câteva cuvinte și despre mine, pentru că chiar dacă voi face o mică rectificare a prezentării mele de către domnul Dragoș Ioan Tudorache, nu mai sunt deja vicepreședinte a Parlamentului Republicii Moldova, ci un simplu deputat și sunt mândră de acest lucru, pentru că știu că cel puțin 10.000 de cetățeni dintr-o circumscripție m-au votat, sper că și alții pe întreg parcursul Republicii Moldova. Personal vreau să vă spun că în cariera mea politică, care a început încă în anii 80, atunci când s-a înfiripat mișcarea de eliberare națională și pentru valorile democratice în Republica Moldova, care își anunța intenția să devină un stat democratic, un stat pro-european, cred că în mare parte și dorința mea, dar și faptul că în Republica Moldova nu neapărat întotdeauna poți vorbi de piedici atunci când această dorință este mare, a făcut ca cariera mea în politică, de la lector universitar, consultant în Comisia Cultură, Educație, Cercetare în Parlament, ulterior consilier al vicepreședinților și președintelui Parlamentului, ulterior ministru al Culturii, Educației, cercetării în Republica Moldova pe parcurs de 6 ani și iată pe parcurs de un an și jumătate de vicepreședinte al Parlamentului, dar și reprezentant al unui partid care are o istorie lungă în istoria politică a Republicii Moldova, vorbește că trebuie să atragem atenția asupra acestui fapt. Modul în care femeile care s-au realizat doresc să se implice profesional s-au realizat, doresc să se implice în politică. Pentru că, din păcate, avem și exemple de alt gen. De exemplu, de ultimă oră, în Republica Moldova, o tânără femeie pe care o salut și îi doresc mult succes, dar care totuși nu a avut nicio experiență în activitatea sa legată de o problemă stringentă cu care se confruntă societatea în Republica Moldova, și anume problema separatismului transnistrean, care este alimentat și de prezența unui contingent armat rus în Transnistria. Iată că această problemă, această tematică extraordinar de importantă a fost deci cumva atribuită unei persoane pe care nu am cunoscut-o într-o asemenea activitate. Și chiar dacă este o tânără femeie, pe care am zis încă o dată, o salut și îi doresc succes, cred însă că ar fi trebuit să ne demonstreze că este pregătită pentru a ocupa această funcție extrem de importantă pentru stabilitatea, independența, integritatea și parcursul european al Republicii Moldova. Politica realizată de femei are un caracter de durabilitate. Eu cred în acest lucru pentru că am văzut în Republica Moldova, chiar ieri în raionul Iedineț, am discutat cu două femei
primar extraordinar, doamna Cornelia Rusu, primar de Târnova, și doamna Derevenciuc, Valentina Derevenciuc din satul Zăbriceni, același raion, care pe parcursul unui mandat de 4 ani au transformat localitățile lor din sate uitate, titlul unei poezii a unui cunoscut poet de altă dată din Republica Moldova, în comunități vii, active, în care tinerii vor să-și construiască un viitor acasă, în satele lor și în Republica Moldova. Eu sunt sigură că și colegile mele parlamentare, și colegile mele primare, și colegile mele președinți de raion vor face totul ca acest parcurs european al Republicii Moldova să continue și să devină unul care nu va mai putea fi schimbat. Mulțumesc foarte mult organizatorilor acestei conferințe și doresc succes în continuare acesteia. Vă mulțumesc! Eu vă mulțumesc foarte mult, doamna Babuc. Voi insista măcar pentru astăzi încă să vă spun vicepreședinte a Parlamentului din Moldova. Am auzit, într-adevăr, că acum câteva zile s-a produs acea schimbare, dar eu unul personal o regret. Thank you. Mulțumesc foarte mult, doamna Babuc, și acum aș vrea să dau cuvântul domnului Robert Biedron, vicepreședinte la Comisia Parlamentului European pentru Egalitate pentru Femei și președintele Delegației de Relații cu Belarus. Robert, ai cuvântul. Thank you, Dragoș. Mulțumesc, Dragoș, și mulțumesc pentru invitația de a participa. Aș vrea să încep această intervenție, desigur, referindu-mă la Simone Veil, care sunt convins că ar fi astăzi extrem de mândră. Privindu-vă pe dumneavoastră, pe reprezentantele femei ale Republicii Moldova și ale întregii Europe, împreună în solidaritate. Este un vis al Simonei Veil, care s-a transformat în realitate. Vă mulțumesc așadar că sunteți astăzi alături de noi. Vă mulțumesc pentru curajul și hotărârea cu care luptați pentru drepturile femeilor, pentru dreptul dumneavoastră de a participa la viața publică. Și trebuie să spun că, ascultându-vă intervențiile, mă gândeam ce model sunteți dumneavoastră pentru așa de multe fete și femei din întreaga Europa, cu intervențiile dumneavoastră, cu ideile pe care le-ați prezentat, cu hotărârea dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru toate aceste lucruri. Intervenția mea va fi scurtă, pentru că de obicei bărbații vorbesc foarte mult și ocupă timp prețios. Timpul este însă o marfă rară astăzi, așa încât am să vorbesc puțin. Și voi începe. Cu Europa anului 2020, un continent privit ca fiind locul cel mai progresist, mai sigur din întreaga lume. Și cu toate acestea, în 2020, în Europa, femeile continuă să fie victimele violenței. În fiecare zi, sute de femei sunt bătute, violate în țările de pe continentul nostru. Sunt lipsite de drepturi egale, sunt discriminate, există diferențiere pe bază de gen. În ceea ce privește salarizarea, de exemplu, nu este egală. Chiar și în cel mai sigur și progresist loc din lume. Femeile din țările noastre în continuare nu se bucură de drepturi egale. Eu vin din Polonia. Dintr-o țară în care femeile ies în stradă în ultimele săptămâni și luni, au ieșit în stradă în ultimele săptămâni și luni pentru că li s-au luat drepturile omului. Au ieșit în stradă și au cerut drepturi egale, drepturi cu privire la corpul și viața lor, și anume dreptul la avort. S-a vorbit despre Belarus într-una dintre intervențiile de astăzi. Acolo femeile sunt
în linia întâi a acestei minunate revoluții, o revoluție excepțională. Doamna Tihanovska și alte femei din opoziție. Iată cât de importantă este hotărârea femeilor și trebuie să spun că sunteți o inspirație și pentru bărbați. Femeile știu ce înseamnă drepturi egale, știu că au dreptul la drepturi egale și nu le poți opri. Este minunat. Hotărârea femeilor nu poate fi oprită. Și problema, desigur, constă nu doar în lipsa de participare a femeilor, pentru că sunt perfect de acord, o democrație fără femei nu este democrație, nu e democrație în adevăratul sens al cuvântului. Dar trebuie văzut și în ce părți ale politicii participă femeile. Am să vă vorbesc de experiența mea. Eu fac parte din două comisii în Parlamentul European acum. Din păcate s-a întrerupt legătura. Was mentioned Mai întâi, Comisia FEM, Comisia pentru Femei, unde 90% din participanți sunt femei. Și apoi o comisie care se ocupă de bani și de putere, unde, de asemenea, o mare parte dintre membrii sunt femei. Și nu este o excepție aceasta. În numeroase parlamente din lume, în comisii cum ar fi acelea pentru buget, pentru apărare, comisiile economice, în astfel de comisii sunt foarte mulți bărbați. Sunt mult mai puțini bărbați și mult mai multe femei în comisiile care nu au de-a face cu banii și puterea. Și acum câteva cuvinte despre solidaritate. Eu vin din Polonia și înțeleg ce înseamnă termenul solidaritate. Solidaritatea presupune uriașă putere și aș dori să o citesc pe Madeleine Albright, care spunea că pentru femeile care nu le ajută pe semenele lor, există un loc special pregătit în iad. Aș vrea să le spun și tinerilor și bărbaților să dea dovadă de solidaritate cu femei, pentru că, fără îndoială că este un loc special pregătit în iad pentru aceia care nu le ajută pe femei să lupte pentru egalitate. Mulțumesc foarte mult! Thank you very much, Robert. Mulțumesc foarte mult, Robert. Vă mulțumesc pentru această intervenție. Știu că trebuie să ne părăsești în curând. Îți mulțumesc că ți-ai făcut timp tocmai în acest context să fii alături de noi. Și acum voi da cuvântul Taniei Fajon în intervenția sa audio-video. Ea și-ar fi dorit foarte mult să fie alături de noi, dar a trebuit să se întoarcă în Slovenia de urgență. Totuși și-a dorit foarte mult să ne transmită gândurile sale, așa încât acum vom da drumul înregistrării audio-video, după care voi deschide dezbaterea. Salutându-i pe invitații noștri, în special pe cei din Republica Moldova, din Parlamentul Moldovean, primarii moldoveni, consilierii locali care sunt astăzi alături de noi, îi rog să apese pe butonul din partea dreaptă a butonului speak, cel cu mâna ridicată, în cazul în care au întrebări pentru paneliști sau dacă doresc să intervină pentru a adăuga idei, comentarii la discuție. Și cu acestea aș dori să-i rog pe colegi să dea drumul înregistrării audio-video cu Tania Fajon. Dragă Dragoș, stimată doamnă președintă von der Leyen, stimată președintă Sandu, stimați colegi, am deosebită plăcere să particip la acest eveniment fantastic care reunește numeroase femei excepționale, puternici, ambițioase din întreaga Uniune Europeană.
alături de doamna președintă Ursula von der Leyen și de doamne din Republica Moldova. Bun venit, stimați oaspeți! Doamnă președintă a Republicii Moldova, doamnă Sandu, doamnă președintă a Parlamentului, doamnă Greceană, distinși membrii ai comisiilor Republicii Moldova, distinși foști miniștri. Dați-mi voie să prețin scuzele fața dumneavoastră pentru absența mea de astăzi, dar așa cum știți, a fi un politician bun implică un stil de viață intens cu numeroase nesiguranțe, cu numeroase schimbări neașteptate, adaptări rapide și abilitatea de a găsi soluții rapide. Aceasta a fost viața mea de zi cu zi ca membru al Parlamentului European în ultimii 11 ani, însă, datorită ambiției, curiozității, încăpățânării mele, am decis recent să candidez la rolul de lider al partidului meu sloven, Partidul Social Democrat. Și astfel am ajuns prima femeie președintă a acestui partid. De-a lungul carierei mele politice pe scena europeană și chiar și înainte de a fi jurnalist, am fost tratată cu respect și niciodată nu am fost victima unor judecăți greșite în ceea ce privește competențele mele de politician și de femeie. Am ocupat roluri înalte în Parlamentul European, am fost vicepreședintă al cel mai mare grup din Parlamentul European, SND, și sunt actualmente președinta delegației parlamentare pentru relațiile cu Serbia și membru principal al grupului președinte al Acțiunilor Democratice pentru Balcanii de Vest în cadrul Comisiei pentru Afaceri Externe. Însă, acum, în calitate de lider al Partidului Social Democrat din Moldova, situația s-a schimbat. Am fost ținta numeroase comentarii inadecvate și a judecăți, doar fiindcă sunt femeie. Discurs reșit din ură, sexism, minciuni, ostilități, care, din păcate, devine norma și e tolerată de mulți. Din fericire, nu e ușor să ignori acest lucru și uneori te doare. Și cred că nu sunt singura în această ipostază. În ciuda criticilor, în ciuda negativității, eu rămân concentrată și convinsă în convingerile mele, fidelă valorilor mele și respect și promovez valorile, dreptul tuturor, cetățenilor, egalitatea, inclusivitatea, solidaritatea, libertatea, democrația în sensul cel mai vast pe care este bazată până la urmă Europa. Vorbind de toate astea, îmi aduc aminte de unica și singura doamnă Simone Veil, o personificare a tuturor acestor convingeri, o adevărată idealistă europeană și o sursă de inspirație care ne-a demonstrat tuturor că a fi femeie nu se află în contradicție cu ideea de a fi femeie sau mamă. A fost un om politic excepțional și un om pur și simplu excepțional. Vreau să închei intervenția felicitând-o cu sinceritate pe doamna președintă ales a Republicii Moldova și să vă urez toate cele bune dumneavoastră și cetățenilor țării dumneavoastră. Puteți să vă bazați pe sprijinul meu și pe sprijinul familiei mele politice, a socialiștilor și democraților europeni și a partidului meu din Slovenia. Mulțumesc pentru atenție. Vă urez discuții fructuoase și un eveniment de succes. Multă sănătate și siguranță! Mulțumim, Tania! Deși nu poți fi alături de noi astăzi, vreau să ți mulțumesc pentru cuvintele tale și pentru participarea la acest eveniment cu acest mesaj. Văd că există o întrebare încă de pe acum, transmisă încet. Vă invit de altfel pe toți, pe doamna președintă Maia Sandu, dacă se află în continuare alături de noi, în cazul în care vreți să interveniți, în orice moment, vă rog să îmi dați de știre și vă voi da cu plăcere cuvântul. Văd că cineva a ridicat mâna, doamna Lale Merenco, fosta ministră a Sănătății în Republica Moldova. În afară de gândurile pe care vreți să le împărtășiți, poate ne puteți spune de asemenea și cum anume percepeți dumneavoastră impactul acestei pandemii COVID-19 de anul acesta. Impactul său asupra unor discriminări preexistente din societatea noastră. Poate fi un unghi interesant de abordat, dar vă las desigur să vă adresați propria întrebare sau comentarii conform dorințelor dumneavoastră. Doamna Merenco, aveți cuvântul. So, thank you very much, dear Mr. Mulțumesc foarte mult, domnule Tudorache, doamnă Sandu, stimați
vorbitori și oaspeți. Vreau să vă împărtășesc umila mea experiență în calitate de fostă ministră a Sănătății și Muncii și Protecției Sociale. Este un mandat foarte important, aflat la intersecția, până la urmă, a subiectelor discutate astăzi. Fiindcă atunci când discutăm despre cum să capacităm femeile, până la urmă, e tocmai ministerul cel mai în măsură să o facă prin strategii, instrumente care sprijină femeile în accesul la locuri de muncă, sănătate, tot ceea ce trebuie pentru a le proteja împotriva violenței și hărțuirii. Rolul femeilor, în calitate de lideri, depinde de toate acestea. Barierele cele mai importante, și nu doar în Moldova, pentru care femeile sunt considerate mai puțin potrivite pentru a juca un rol de lider, manager, ministru, politician, au de-a face cu faptul că sunt mame, îngrijitoare, iar în Moldova există și s-au dezvoltat multe politici sociale care sprijină femeile în ceea ce privește concediile de maternitate și îngrijire. În același timp, însă, drepturile femeilor și accesul la piața muncii sunt în continuare puncte slabe. Discriminarea împotriva femeilor persistă pe piața muncii, mai ales în ceea ce privește dreptul la ocupare, promovare, remunerare. Dar și în ceea ce privește reintegrarea locul de muncă după concediu de maternitate și participarea la diferite formări, inclusiv în ceea ce privește deplasările profesionale. Rata ocupării femeilor depinde de numeroși factori, inclusiv de faptul că sunt mame sau nu și de vârsta lor. Femeile sunt mai puțin prezente pentru anumite sectoare importante, agricultură, construcție, însă reprezintă o majoritate în anumite sectoare, cum ar fi horeca, comerț, educație și îngrijiri sociale. Sunt doctor și fiindcă aceasta mi este profesia, nu pot să nu menționez că femeile rămân subreprezentate în pozițiile de lider din sectorul sanitar și asta în ciuda unor creșteri rapide a proporției femeilor în profesiile medicale. În Republica Moldova, 84% din personalul medical sunt femei. Și am să dau un exemplu. Din 17 instituții importante la nivel internațional, două sunt coordonate de către femei. Chiar și munca puternică, munca cinstită, grea, care se află pe umerii femeilor în decursul pandemiei. Și așa este, femeile sunt supuse unui stres mai important de-a lungul pandemiei COVID, fiindcă trebuie să se ocupe de familiile lor, de membrii bolnavi, familiilor lor. Unele lucrează în contexte medicale în care devin periclitate, se supun riscurilor și unor presiuni psihologice. E important ca o femeie să creadă în propriile puteri și în acest context e important și felul în care este remunerată în raport cu colegii săi de sex masculin. În domeniile recreative, în domeniul recreațional, al industriei, al activității sociale și în construcții s-au făcut progrese în Republica Moldova la acest nivel, dar nivelul remunerării femeilor este mai mic în multe activități economice decât cea a bărbaților. Discrepanța în sistemul educațional e doar de 0,5% și în domeniul financiar și al asigurărilor aproximativ 40%. Pentru a surmonta toate aceste situații, este foarte important să continuăm reforma sistemului ocupațional în încercarea de a ne ajusta la exigențele pieței muncii și dezvoltarea unor proiecte care să sprijină implicarea femeilor în aceste perimetre, participarea deplină a femeilor la economie, mediul academic, mass media, alte sectoare, este fundamentală pentru democrație, esențială pentru a atinge o dezvoltare durabilă de-a lungul tranzițiilor politice. Capacitarea femeii permite de asemenea, este logică din punct de vedere economic și a permite un acces egal la locuri de muncă, la educație, contribuie la o creștere inclusivă, la dezvoltare durabilă și la prosperitate pe termen lung. Vreau să mai spun un singur lucru. Dacă sistemul politic neglijează participarea feminină, ei bine, nu își respectă jumătate din cetățeni. Și democrația fără femei este absolut imposibilă. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamna Remerenko.
pentru această intervenție, pentru aceste cuvinte. Văd că a mai ridicat cineva mâna, doamna Alina Spătaru, aveți cuvânt. Mrs. Spătaru, please press the speak button. Vă rugăm să apăsați butonul speak, doamna Spătaru. Okay, you have problems with your... Se pare că sunt probleme cu camera de la vedere. Doamna Spătaru, dacă ne auziți, apăsați, vă rugăm, pe butonul speak ca să vă auzim. Maybe Mrs. Spătaru has a problem with the connection. Dacă e o problemă tehnică, o să verifice colegii și între timp Natalia Gavriliță, care e pe listă, o să aibă cuvântul și apoi revenim la doamna Spătaru. Doamna Gavriliță mai întâi. Mrs. Gavriliță, you have to press the speak button. Hello. Mulțumesc tuturor. Vă mulțumesc pentru această ocazie să vorbesc. Mă auziți bine? Da, vă auzim bine și vă vedem. Da, vă auzim. Foarte bine. Vă mulțumesc pentru această manifestare importantă. Salut participarea de înalți reprezentanți din Parlamentul European și doamna Ursula von der Leyen și președinta aleasă Maia Sandu și reprezentanți ai Parlamentului European. Aș vrea în special să apreciez cuvintele doamnei vicepreședinte Metsola la acest panel și aș vrea să vă pun o întrebare. Pentru femeile în funcții de conducere și în politică, o problemă e echilibrul între angajamentele de familie și rolul femeii în gospodărie și acasă, în familie. Rolul femeii de a crește copii și participarea la viața publică, să răspunde la angajamente sau solicitări urgente, la un program de muncă, care nu corespunde neapărat cu programul de acasă, din gospodărie. Sunt multe lucruri care s-ar putea face pentru a îmbunătăți situația, pentru a încuraja femeile să participe pe deplin în viața politică a țărilor și a instituțiilor pe care le reprezintă. Știu că doamna Metsola are 4 copii și reușește să găsească echilibrul între viața de familie și viața politică activă. Întrebarea mea, ce politici ar putea fi promovate pentru a încuraja participarea femeilor în viața politică? Și ce practici, care poate nu sunt potrivite pentru politici, dar la care să se gândească toată lumea, pentru a înlesni participarea deplină a femeilor în viața politică și în dezvoltarea țării. Cred că e un subiect cu atât mai important într-o țară precum Moldova, în care mai avem puncte de vedere patriarhale sau care generează altfel de așteptări în ce privește rolul femeii în familie și echilibrul cu un loc de muncă și în special în viața politică. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamna Gavriliță, fostă ministră de finanțe în Moldova. Roberta, dacă mai e în legătură, să-i răspundă doamne Gavriliță la întrebare. Mrs. Metsola? Doamna Metsola, tocmai m-am întors. Dacă îmi spuneți la ce s-a referit întrebarea, vă răspund. Unele măsuri concrete
Doamna Gavriliță era curioasă, uitându-se și la exemplul tău personal. Reușești să-ți gestionezi viața, rolul de mamă a patru copii și în același timp să faci tot ce faci și în politica națională și la nivel european în politică? Întrebarea era legată de măsuri concrete, ce se poate face pe plan politic, legislativ, dar și unele sfaturi practice care ar ajuta femeile să se descurce bine și în viața profesională și în viața de familie. Da, mulțumesc. În primul rând, am văzut-o pe Natalia când am intrat și mă bucur să o revăd. Ne cunoaștem, cred, 15 ani, dacă nu mai mult. Cum să ai echilibru în viața personală și profesională? Ne spune să vă organizați cât mai bine, să faceți față. În cazul meu, să-i trimit pe băieți la școală și să țin pasul cu toate angajamentele profesionale. Dincolo de asta, pentru mine, ce ar trebui să vedem, cred că mai bune elemente de încurajare, de stimulente pentru femei să intre în politică la o viață mai tânără. Eu acum am 41 de ani, am 4 copii, dar cred că ar fi greu acum să vă spun. Fac saltul mai întâi pentru că țara mea, la noi, în Malta, politicienii sunt cu norma parțială, nu e un parlament cu normă întreagă. Te duci la serviciu dimineața, viața politică e seara și până la urmă e imposibil să faci totul. Și ce discutăm în Parlamentul European e și cum nu doar să avem mai multe femei în câmpul muncii, ci ca, în fine, din părerea mea personală, înainte de a impune sectorului privat condiții câte femei să fie în Consiliul de Conducere, sau care e paritatea de gen la toate nivelurile, cred că în primul rând sectorul public trebuie să fie lider, să dea exemplu, să se asigure că se elimină definitiv diferența de salarizare între femei și bărbați, în al doilea rând să fie mai ușor pentru femei să revină în sectorul public odată ce și-au crescut copiii, ceea ce nu e întotdeauna foarte simplu. În practică, pentru că uneori e lipsă de voință, munca la distanță din ultimul an s-a arătat că se poate face, poți să lucrezi și în același timp să nu fii la birou, deci poți să nu trebuie să călătorești constant, mai ales în tipul nostru de carieră. Odată ce sectorul public poate fi exemplu în domeniu, să vă asigurați că sunt femei pretutindeni, nu doar într-o funcție de conducere, atunci încep să creezi alte obligații și pentru sectorul privat, odată ce ai legislația, sprijinul necesar de la guvern pentru firmele mai mici, care n-ar putea absorbi astfel de obligații de mari dimensiuni și, în fine, să se permită subvenționarea prestațiilor de părinte, tată și mamă pentru a-i ajuta să crească copii. Mulțumesc foarte mult, Roberta, pentru răspuns. Cine trebuia să ia cuvântul a dispărut de pe listă? Dacă mai dorește să intervină, îi rog să ridice mâna și o să am ocazie și la al doilea panel să le dăm posibilitatea să participe. Nu văd alte solicitări de intervenții, ceea ce înseamnă că acum, chiar la timp, cu o mică întârziere, putem trece la al doilea panel cu o temă la fel de interesantă și de provocatoare ca și prima, pentru că îmbină două subiecte, două valori fundamentale, după părerea mea, pe care se bazează democrația europeană. Și subiectul despre care am vorbit deja, rolul jucat de femei și pe care ar trebui să-l joace și mai mult pe viitor pentru a promova democrația. Și pe de altă parte, statul de drept.
vorbim foarte mult despre statul de drept la nivelul Uniunii Europene, deși teoretic ar trebui să fie ceva garantat și n-ar trebui să facă parte din agenda noastră, pentru că ar trebui să fie o piatră de temelie a Uniunii Europene și a statelor membre care o alcătuiesc, prin urmare, ca element de bază al democrației noastre, ar trebui să existe și să nu mai vorbim prea mult despre el, pentru că n-ar trebui să fie contestat, dar este contestat. E contestat în multe state membre ale Uniunii Europene și dacă ne uităm, fără a menționa alte momente sau situații create în jurul statului de drept, dacă ne uităm doar la dezbaterea actuală, în timp ce vorbim, se discută la Consiliul European legătura între statul de drept și finanțarea de la Uniunea Europeană demonstrează cum statul de drept continuă să fie o mare provocare pentru democrații. Și acum trec la Moldova. Moldova, dar și alte țări din parteneriatul răsăritan și țări din Balcanii de Vest, dar ne concentrăm pe Moldova, pentru că Moldova e steaua dezbaterii de azi, starul discuției noastre. Statul de drept nu e doar o provocare, ci și o așteptare pe care societatea și cetățenii Moldova și-au construit speranțele când s-au dus la secțiile de vot acum câteva săptămâni. Și cum s-au dus la vot acum câteva săptămâni, uitându-se la ce credeau că e esențial pentru evoluția țării lor, și anume statul de drept, domnia legii, și-au pus ștampila pe buletin în dreptul doamnei președinte Maia Sandu. Ceea ce îi dă doamnei Maia Sandu, după părerea mea, un mandat crucial, esențial de transformare, de a pune statul de drept în centrul activității ei, al ciclului politic, care începe cu ea în acest an. Pentru că asta își doresc, la asta se așteaptă cetățenii din Moldova, ca ei să trăiască într-o țară care e bazată pe statul de drept. Și acum ajung la panel, un panel care reunește trei femei minunate, care fiecare, în rolul propriu, s-au bazat pe ideea de stat de drept ca element central al democrației. Pe de o parte, o avem pe Ramona Strugariu, draga mea colegă și prietenă, membră în Comisia Libe din Parlament, vicepreședinte a delegației parlamentare cu Moldova, o membră care a ales statul de drept, libertatea presei ca elemente esențiale în activitatea ei. Dacă ne uităm la curajul de care de obicei e nevoie să contești status quo, să te luți pentru statul de drept, vedem genul de curaj de acest tip, mai ales la femei. Și acum ajung la doua vorbitoare din panel, una dintre cele mai curajoase și n-aș mai spune femei, ci persoane pe care le cunosc, Laura Codruța Căveși, care a condus lupta anticorupție din România ca procuror șef la Departamentul Național Anticorupție și acum conduce primul parchet european unde combate corupția la nivelul Uniunii Europene, e munca de o viață a doamnei Căveși. Și, nu în ultimul rând, președinta Curții Constituționale din Republica Moldova, o instituție care trebuie să fie, prin însăși natura ei, arbitru al democrației. În Republica Moldova a reprezentat în diverse momente și etape istorice în democrația Moldovei. A fost un punct de referință Curtea Constituțională și speranța multor cetățeni moldoveni pentru a aduce echilibrul necesar în uneori ciocnirea dintre diversele autorități și puteri din peisajul politic
moldovenesc. Sunt convins că vom avea contribuții de la cele trei doamne de la acest panel și apoi vom deschide discuția cu participantele și participanții la conferința de astăzi. Deci acum, fără întârziere, o să o invit pe Ramona să facă câteva observații. Thank you very much, Dragoș, for the presentation. Mulțumesc foarte mult, Dragoș, pentru prezentare, cât și pentru invitație. Este o onoare deosebită pentru mine să mă aflu astăzi alături de o companie atât de prestigioasă. Cuvintele tale deosebit de amabile m-au făcut să simt cu atât mai mult că este foarte important ca bărbații înșiși să contribuie la capacitarea femeilor. Sunt una dintre femeile norocoase care au avut colegi și prieteni care au fost o sursă reală de inspirație pentru cariera mea și le sunt recunoscătoare pentru asta. Dacă mi îngăduiți în legătură cu acest subiect pe care îl tratăm, însă aș începe cu un punct de vedere publicat în Financial Times acum câteva zile, după alegerea Maiei Sandu în funcția de președinte al Moldovei pe 19 noiembrie. Titlul suna așa: femei care provoacă și se bat cu politicienii patriarhali, tradiționaliști. Se vede că în Moldova, în Belarus, în Polonia sau în alte țări din fostul bloc comunist, liderii femei sunt în fruntea luptei pentru schimbare politică și a unor regimuri autoritare sau care guvernează greșit. Alegerea Maiei Sandu în Moldova, lupta pentru democrație a Svetlanei Tihanovskaya în Belarus, sunt un exemplu în acest sens și chiar un exemplu de leadership. Motivul principal pentru care ele au devenit vectori ai schimbării în țările lor respective nu se leagă neapărat de faptul că sunt femei, ci de faptul că sunt lideri care inspiră popoarele și societățile lor. Societăți care s-au luptat cu corupția, cu incompetența guvernelor, cu abuzarea statului de drept ani întregi. Un alt motiv pentru care în această luptă pentru statul de drept și pentru valori s-a dat dovadă de reziliență. Astfel de femei puternice, alese în funcție de lideri, este o reacție la ce s-a întâmplat. Nu e niciun secret că asistăm de ani de zile la o erodare a statului de drept în multe țări. În Ungaria, în Polonia, de mulți ani în România și în Bulgaria. Ne arată că a scăzut în mare măsură independența justiției, independența presei și în același timp a crescut corupția. Dacă ne uităm peste cifrele din raportul Freedom House din 2020, se spune acolo, de exemplu, că în ultimul an partidele populiste din Europa de Est și-au menținut influența asupra justiției. Asistăm la o evoluție a țărilor din regiune. Arătându-se că e important ca Uniunea Europeană să continue să susțină reformele pe termen lung, în special în astfel de domenii importante cum sunt combaterea corupției și respectiv statul de drept. De multe ori, profilurile politice ale femeilor lideri puternice sunt nepătate pentru că ele s-au creat în afara mediului dominat de bărbați până atunci al establishmentului din țara respectivă. Zuzana Caputova, de exemplu, a devenit prima femeie președinte al Slovaciei
și a ajuns la putere datorită revoltei publice ca urmare a uciderii unor jurnaliști de investigații. Relația dintre leadershipul femeilor, statul de drept și democrație este foarte complexă. Putem vedea și exemple mai recente de femei foarte puternic motivate care și-au asumat rolul de cataliști ai schimbării și de luptătoare pentru schimbare și pentru democrație. Dar, în general, statul de drept, stabilitatea politică și respectarea drepturilor fundamentale și a drepturilor omului reprezintă precondiții necesare pentru a îmbunătăți situația drepturilor femeilor și pentru capacitarea acestora în țările pe care le reprezintă. Uitându-ne peste statistici, putem constata că femeile reprezintă doar 14% dintre miniștri și 16% dintre parlamentarii din țările parteneriatului estic. Doar două femei președinte, Svetlana Tihanovskaya, este recunoscută ca câștigătoarea alegerilor de foarte mulți, însă situația din Belarus este acum așa cum este. În principiu nu există piedici, obstacole legislative pentru ca femeile să acceadă la putere, dar există bariere sociale, bariere economice, stereotipuri care afectează potențialul uriaș al femeilor pentru leadership în țările parteneriatului estic. Este un lucru care a fost deja recunoscut acum câțiva ani, în 2016, dacă vă aduceți aminte, printr-o rezoluție privind drepturile femeilor în țările parteneriatului estic. În Uniunea Europeană și în parteneriatul estic, aș spune că avem elemente comune în ce privește piedicele puse în calea femeilor, stereotipuri împotriva cărora trebuie să luptăm. În special în ce privește accesul femeilor la funcții de conducere și la piața muncii în general. Stereotipurile acestea încep să se dezvolte din copilărie, sunt rezultatul formării și al educației și apoi ele continuă și pe piața muncii la vârsta adultă. Trebuie să continuăm să explicăm oamenilor că egalitatea de gen în societatea noastră nu este o toană, nu sunt cuvinte goale. Crearea unei economii reziliente și sustenabile, promovarea democrației, susținerea acesteia, nu se poate face fără participarea egală a femeilor. Putem fi vectori ai schimbării, avem competențele și curajul de a visa la schimbări pozitive, trebuie așadar să susținem dezvoltarea femeilor ca lideri, ca modele și să susținem activ multiplicarea, înmulțirea acestor modele prin acte legislative și la nivel economic. Independența economică a femeilor reprezintă un element cheie ca și educația în acest proces. Mă bucură faptul că lucrurile încep să se schimbe în această direcție și în iulie 2020 femeile din Uniunea Europeană au lansat un program regional pe 3 ani pentru a aborda problema stereotipurilor de gen și violența bazată pe gen în 6 țări din parteneriatul estic. Însă, mai sunt multe de făcut. Și trebuie să abordăm într-un mod mai cuprinzător și activ inegalitatea de gen și faptul că femeile trebuie capacitate. Aceste lucruri trebuie abordate hotărât, dar și eficient. Mă bucură faptul că pot să mă angajez în acest sens, pentru că consider că este un subiect cheie pentru proiectul european și pentru evoluția viitoare a Europei înseși și, de ce nu, a lumii. Voi încheia spunând că anul 1979, când Simone Veil a devenit președintele Parlamentului European, este și anul în care m-am născut eu. În același an, Maica Tereza a câștigat, Maicii Tereza i s-a decernat premiul Nobel pentru pace. Cred că n-a fost o întâmplare. Întotdeauna mă gândesc că lucrurile se întâmplă cu un scop, cu un rost. Și de câte ori, de-a lungul parcursului meu, mă simt că am obosit, mă gândesc la aceste femei model și mă gândesc și la mama mea. Mama mea a crescut într-o societate în care orice era mai ușor decât să fii femeie.
Dar tot mama mi-a spus așa, atâta vreme cât mintea și inima îți sunt acolo unde trebuie, câtă vreme ai capul pe umeri și ții spatele drept, poți să devii ce vrei tu să devii. Și am crezut-o. Și cred că trebuie cu toate să credem acest lucru, să credem în puterea care este a noastră, care rezidă în noi. Și dacă putem face ceva, putem să transmitem întregii societăți aceste mesaje, aceste idei, tuturor femeilor din societatea noastră. Mulțumesc foarte mult, Dragoș, și aștept cu deosebit interes dezbaterea. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, Ramona, pentru aceste cuvinte și încă o dată cred că le datorăm mamelor noastre mult, mamelor noastre care ne-au transmis astfel de mesaje și de valori care inspiră. Și ar trebui să încurajăm mai departe și pe cei din jur să privească cât de sus se poate și să aspire cât se poate de sus, pentru că doar așa se vor putea dezvolta liderii de mâine și se vor putea elimina discriminarea și stereotipurile și prejudecățile care, din păcate, încă reprezintă un flagel în societățile noastre astăzi. Dar revenind la statul de drept și la importanța pe care acesta o are în a construi societăți democratice, îmi face deosebită plăcere să-i dau cuvântul Laurei Codruța Căveși. Good morning. Bună dimineața tuturor! Sper că mă auziți și că mă și vedeți. Da, vă auzim și vă vedem. Mulțumesc pentru confirmare. Am înțeles că majoritatea participanților sunt din Republica Moldova și din România. Vreau, prin urmare, să vorbesc în limba română și am să-i rog pe interpret să mă ajute pentru a-mi transmite mesajul celor care nu vorbesc limba română. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru invitația de participare la acest eveniment care vorbește despre rolul femeilor în întărirea statului de drept și promovarea drepturilor fundamentale. Trebuie să recunosc că a fost o temă extrem de provocatoare pentru mine. Nu sunt sigură că există un mod specific feminin de a gestiona provocările unei funcții de conducere sau provocările ivite din atacurile la democrație și statul de drept. Știu doar că nu există atât de multe femei într-o poziție de putere. Din fericire, vremurile se schimbă. În urmă cu 25 de ani am fost numită procuror, iar în acele vremuri această profesie era considerată o profesie pentru bărbați. În primele zile ca procuror, adesea am auzit că procuratura nu este pentru femei. Realitatea însă a dovedit cât de greșită era această abordare. Ca procuror, atunci când mă gândesc la statul de drept, mă gândesc la independența justiției, un principiu fundamental al democrației. Fără o justiție independentă, nu putem vorbi de aplicare egală a legii. Doar o justiție independentă, profesionistă și onestă, poate să combată eficient corupția. În ultimii ani, pot spune că am fost implicat în lupta corupției la nivel înalt și am înțeles din munca mea că atunci când nu combatem corupția în mod ferm și eficient, aceasta devine sistemică și subliniază legătura fundamentală de încredere care stă la baza societăților noastre. Corupția sistemică reprezintă o amenințare serioasă la adresa statului de drept și a democrației. Principala provocare în combaterea corupției nu se limitează la reformarea sistemului judiciar sau la modificarea legislației. Principala problemă este de a câștiga încrederea oamenilor, de a realăta din nou și din nou, de a le dovedi că legea se aplică tuturor, că justiția este tangibilă și că este egală pentru toți, indiferent de funcție, de rang social sau de avere. Pot să spun că la începutul carierei mele am investigat un caz de înșelăciune deschis în urma unor plângeri trimise de victimele infracțiunii. Acestea erau dintr-un alt oraș decât orașul în care era sediul procuraturii unde lucram în acel moment, un oraș destul de mic ca mărime. Însă un paragraf din acea plângere mi-a atras atenția în mod special.
era indicat faptul că poliția din localitate, deși a primit mai multe plângeri, nu a luat nicio măsură pentru a proteja cetățenii. Prin urmare, am început ancheta fără să implicăm poliția din acea localitate și ulterior am descoperit că ne confruntăm cu un grup infracțional organizat care forța oamenii să solicite credite bancare, iar apoi, recurgând la amenințări și violență, le stocau banii sau bunurile. Ulterior, toate aceste victime au fost intimidate pentru a nu depune plângeri penale. După câteva luni, am adunat suficiente probe pentru a demonstra aceste fapte, deși trebuie să recunosc că nu a fost ușor, deoarece la început victimele nu au avut încredere, presupunând că nu vom ancheta serios și nu îi vom ajuta. Dar într-o dimineață am declanșat o operațiune în care am făcut zeci de percheziții domiciliare, am reținut 15 persoane, iar toate aceste activități s-au derulat într-un mic cartier din acel oraș. Pe măsură ce suspecții erau dus la mașinile de poliție, foarte mulți cetățeni au ieșit în fața blocurilor sau se uitau de pe balcoane și ferestre la ceea ce făceam noi acolo. Iar în momentul în care suspecții au fost introduși în mașina de poliție, au început să aplaude și să strige: foarte bine, în sfârșit cineva face ceva. Am realizat în acest moment că oamenii erau ușurați de faptul că exista cel puțin o instituție care să-i asculte și să-i protejeze. Și am mai înțeles în acel moment cât de dificil era pentru toți cetățenii cinstiți să trăiască în teamă, înconjurați de violență și amenințări, și să nu fie afectați de corupția care devenea sistemică. Am fost într-un fel eroii lor în acea zi pentru că am făcut ceva pentru ei, dar în realitate ne-am îndeplinit doar misiunea de a fi procurori. A fost momentul în care am conștientizat cât de rău este atunci când autoritățile responsabile nu își desfășoară activitatea și cât de important este ca oamenii să aibă încredere în procurori. A câștiga încrederea cetățenilor este importantă, dar păstrarea ei este esențială. Iar lupta pentru ceea ce este corect nu se oprește niciodată și trebuie să o duci mereu, cu efort constant. În anii care au urmat, pe măsură ce am urcat în ierarhie, am aplicat întotdeauna ceea ce am învățat în primii ani ca procuror, că poți câștiga încrederea cetățenilor doar prin muncă eficientă, onestă și, foarte important, constantă. Anul trecut, în noiembrie 2019, mi-am preluat funcția de procuror șef european, iar în următorii 6 ani, sarcina mea va fi de a transforma parchetul european într-o realitate tangibilă. Ce este parchetul european? Este un parchet specializat, iar orice fraudă care implică fonduri ale Uniunii Europene sau fraudă transfrontalieră gravă în materie de TVA comisă în statele membre participante după noiembrie 2017, intră în sfera de competență a parchetului european. Totodată, întrucât avem o competență obligatorie, vom investiga toate cazurile noi comise din ziua în care noi o să începem operațiunile, adică de la începutul anului următor. În practică, 22 de procurori europeni din Luxemburg vor supraveghea anchetele inițiate de procurori europeni delegați în statele membre participante, iar acești procurori europeni delegați vor fi membri activi ai sistemului judiciar în sistemele lor naționale și vor exercita funcțiile de procuror în fața instanțelor naționale. Doamnelor și domnilor, am observat în mod direct prin munca mea importanța vitală a echității, a respectării legii, a capacității de a face dreptate, cu alte cuvinte, a statului de drept. Acesta este nucleul Uniunii Europene, atât pentru mine, cât și pentru milioane de cetățeni europeni. Sunt convinsă că încercările metodice și susținute de subminarea statului de drept reprezintă o amenințare la adresa proiectului de integrare europeană și trebuie să o abordăm în consecință. Din această perspectivă, parchetul european poate juca un rol cheie în acest sens. Parchetul european este rezultatul a peste 20 de ani de negocieri, unul dintre cele mai ambițioase proiecte de integrare europeană din ultimul deceniu. Împreună cu Curtea Europeană de Justiție, parchetul european va reprezenta pilonul justiției Uniunii Europene și va proteja valorile, cetățenii și interesele financiare europene.
În opinia mea, este clar că există mai multe mize pentru înființarea cu succes a parchetului european decât pentru orice alt organism al Uniunii Europene. Un parchet european eficient ar putea ajuta Uniunea Europeană să pledeze pentru un buget adecvat. Dacă dispunem de mijloacele adecvate pentru a combate frauda care afectează fondurile europene, aceste fonduri își vor îndeplini mai bine scopul. Un parchet european eficient ar putea contribui la convingerea statelor membre de a-și uni forțele și în alte domenii în care acest lucru este justificat. Iar mai multe idei au fost deja împărtășite: combaterea terorismului, a criminalității organizate transfrontaliere, a infracțiunilor împotriva mediului. Dar pentru mine, un parchet european eficient este în primul rând un mijloc de a câștiga încrederea cetățenilor europeni, de a spori încrederea acestora în Uniunea Europeană și de a adera la integrare europeană. Tot ceea ce avem nevoie este consistență și să păstrăm mereu în inimile și în mintea noastră interesul european. Vă mulțumesc mult pentru atenție și am să vă răspund la întrebări dacă acestea vor fi adresate. Mulțumesc foarte mult pentru cuvintele tale. Ai fost, fie că ai dorit sau nu, și știu că nu ți-ai dorit lucrul ăsta niciodată, dar ai devenit un simbol în România și un simbol care a trecut dincolo de rolul de procuror șef al DNA. Și cumva ceea ce tu ai reușit la DNA în România, în lupta împotriva corupției, am speranța și alături de mine, cred eu, foarte mulți cetățeni europeni, că vei reuși să faci și la nivel european prin funcția pe care o ai la parchetul european și că în 5-6 ani de acum încolo, pe finalul mandatului tău, ne vom uita cu toții la această instituție ca la un simbol al luptei pentru statul de drept, ca la un simbol al luptei împotriva fraudei, împotriva corupției în Uniunea Europeană și ne vom uita la tine ca la o personificare a ceea ce am vorbit noi astăzi de la bun început, și anume a rolului pe care o femeie într-o poziție ca aceasta o poate avea în a întări valori fundamentale pentru democrațiile europene. I will now move. Și acum trecem la ultimul vorbitor de la acest panel. Ultima vorbitoare, o invitată deosebită, doamna Domnica Manole, președinta Curții Constituționale din Republica Moldova. Pentru cei care au urmărit scena politică, evoluțiile din societatea moldovenească, aceștia cunosc rolul important, după cum spuneam mai devreme, în momente cheie, rolul cheie al Curții Constituționale. Decizii extrem de importante pe care a avut curajul instituțional de a le adopta în probleme fundamentale pentru viitorul Republicii Moldova. Deci am plăcerea deosebită să-i dau cuvântul doamnei Domnica Manole. Stimată doamnă președinte a Comisiei Europene, stimată doamnă președinte, stimați reprezentanți ai instituțiilor europene și invitați ai conferinței, mulțumesc pentru invitația și ocazia de a participa astăzi alături de voi. În acest eveniment voi profita de această oportunitate să o felicit pe doamna Maia Sandu pentru validarea mandatului de președinte al Republicii Moldova de către Curtea Constituțională în cadrul ședinței publice de ieri. La începutul discursului meu țin să constat cu satisfacție că în Europa de azi, în mare parte s-a învățat lecția din cauza Edwards versus Canada din 1929, prin care justiția a schimbat percepția, potrivit căreia femeile erau excluse din funcțiile publice,
Această decizie a modelat nu doar legislațiile de-a lungul timpului, dar și modul de a gândi și a creat un climat politic bazat pe egalitatea de șanse. Este o nedumerire totală că în secolul 21 mai există regiuni în inima Europei care resping ideea accederii femeii în funcții publice, cu atât mai mult în funcții de demnitate publică. Mă refer aici la ideile vehiculate în campaniile electorale, precum că Republica Moldova nu este pregătită să voteze o femeie. Încă în 2016, Curtea Constituțională a constatat implicarea agresivă în alegerile prezidențiale a reprezentanților cultelor religioase, care au utilizat un limbaj extremist, xenofob și sexist în adresa unui concurent electoral. Un asemenea comportament este contrar prevederilor Constituției. Cu regret, chiar ieri, Curtea a trebuit să reitereze necesitatea excluderii unor astfel de comportamente bazate pe ură de natură sexistă atunci când a confirmat rezultatele alegerilor prezidențiale și a validat pentru prima oară în istoria statului nostru mandatul primei femei în funcția de președinte al Republicii Moldova. Chiar dacă cadrul normativ asigură egalitatea de șanse între femei și bărbați, la nivelul percepției sociale mai este mult până vom realiza acest lucru. În general, disponibilitatea femeilor de a avansa în orice domeniu, dar îndeosebi în funcții de conducere, de demnitate publică, este favorizată de un mediu socioeconomic, cultural, politic prietenos și nu în ultimul rând de însăși ambiția feminină. Țin să remarc că de la fondarea Curții Constituționale a Republicii Moldova au activat în calitate de judecători constituționali 25 de bărbați și doar 7 femei. Și abia anul curent, în 2020, funcția de președinte al Curții Constituționale o deține o femeie. De aceea, fiind în cunoștință de cauză, pot afirma cu certitudine că un adevărat conducător trebuie să fie curajos și independent în luarea deciziilor dificile, pentru că egalitatea de șanse nu trebuie să se termine odată cu investirea în funcție, dar să se materializeze prin calitatea acțiunilor întreprinse, prin integritate și responsabilitate. Diviziunea tradițională a rolurilor fondată pe gen în societate nu poate fi folosită pentru a justifica anumite acțiuni. În jurisprudența Curții de la Strasburg, care constituie un reper substanțial pentru jurisprudența constituțională națională, s-a stabilit că stereotipurile fondate pe gen nu pot fi considerate în sine ca reprezentând o justificare suficientă pentru un tratament diferențiat. Pot afirma cu încredere că aflându-mă în funcția pe care o dețin și având în carieră o carieră de peste 20 de ani în calitate de judecător, în instanța de fond și în curtea de apel, reușitele pot fi atinse doar prin perseverență, responsabilitate maximă și prin promovarea zi de zi a valorilor adevărate. Iar eu am promovat întotdeauna drepturile fundamentale
demnitatea, integritatea ca elemente indispensabile ale statului de drept. Consider că în Republica Moldova vom avansa în domeniul schimbării opticii femeilor, doar prin instruire, ajutându-le să-și identifice curajul de a participa efectiv la procesele decizionale. Societatea noastră are nevoie de femei cu poziție civică, care să obțină competențe noi pentru a face față multor provocări specifice, cum ar fi șomajul, migrația, dependența financiară. Îmi exprim speranța că odată cu șansele mari pe care le are societatea noastră de a se democratiza, vom asista la cucerirea de către femei a funcțiilor în domeniul justiției sau în alte domenii de conducere și de demnitate publică pentru a evolua, a schimba percepția socială și, desigur, pentru a fi un model demn de urmat pentru viitoarele generații. Vă mulțumesc pentru atenție. Eu vă mulțumesc, doamna Manole, foarte mult pentru cuvintele dumneavoastră. Mi-amintesc și eu când am intrat în această frumoasă profesie de magistrat, de judecător, pentru că făceați și dumneavoastră referire la femeile magistrat, la femeile judecător. Era anul 1997, sistemul judiciar din România tocmai se împrospăta serios, fundamental, printr-o reformă începută în 1996. Și m-a surprins când am ajuns la judecătorie să văd exact această schimbare de generație, care de fapt reprezenta și o schimbare de mentalitate în sistemul judiciar. Și îndrăznesc să spun cu toată responsabilitatea că faptul că sistemul a fost atunci populat cu un număr impresionant de femei, așa cum spunea și Laura Curuța Chioveși, era pentru prima oară atunci în anii 90 când începeam să vedem femei procurori. Și la fel și în profesia de judecător, deși acolo erau mai multe. Dar îndrăznesc să spun că a fost momentul fundamental în care justiția din România a început să se primenească și pe conținut, pe fond. Și asta cred eu că a fost și datorită rolului pe care femeile magistrat, judecător sau procuror le-au adus prin aportul personal, prin ceea ce aduceau ele profesiei, dincolo de schimbarea de mentalități și de schimbarea de conținut în justiția din România. Am terminat acum lista de vorbitori. Intrăm în partea de dezbatere. Vă amintesc că puteți să vă manifestați interesul de a pune întrebări sau de a vă adresa audienței noastre apăsând butonul Raise Hand pe care vedeți acolo pe ecran. Văd o primă mână din partea doamnei Doina German, președinta Comisiei pentru Drepturile Omului în Parlamentul Republicii Moldova. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi. Aveți cuvântul. Excuse me, she's not good connected. Okay, we try. Îmi pare rău, e o problemă cu conexiunea. Mai încercăm. Mrs. German? Doamna German. Mrs. German, please press this. Doamna German, vă rog să apăsați pe butonul speak. Can you hear me? Yes, we can, and we can see you too. Thank you. Vă auzim și vă vedem. Dear participants, distinși participanți, oaspeți, doamnelor și domnilor, sunt membra Parlamentului Republicii Moldova. Și reprezint Comisia pentru Drepturile Omului și Relațiile Internaționale și mă bucur foarte mult să mă aflu astăzi la acest eveniment fantastic și să port cu dumneavoastră un schimb de puncte de vedere și de experiență în ceea ce privește promovarea și capacitarea femeilor din lumea politică.
Nu pot decât să spun că sunt extrem de mândră de Moldova și de Maia Sandu, fiindcă țara noastră era mai mult decât pregătită să aleagă o femeie în funcția de președintă. Țara noastră a scris istorie alegând pentru prima oară o femeie în rolul de președinte după 30 de ani de la independență. Votul în favoarea Maiei Sandu a fost un vot pentru schimbare, pentru ordine, pentru bunăstare în țara noastră. A reușit, fără precedent, să unifice societatea în jurul său, indiferent de limba vorbită, indiferent de vârstă sau de sex, de poziția socială. Ieri, 10 decembrie de altfel, a fost Ziua Internațională a Drepturilor Omului și Curtea Constituțională a Republicii Moldova a validat mandatul doamnei președintă ales și salut intervenția doamnei Dominica Emanuele, președinta Curții Constituționale fața Parlamentului în ceea ce privește realizarea cu privire la discursul bazat pe ură, fiindcă vine exact la momentul potrivit. Experiența nefastă de-a lungul campaniei prezidențiale ne-a arătat cum poate să degenereze discursul emanat din ură și cât e de toxic acesta, fiindcă numărul de instanțe de discurs emanat din ură a crescut cu cel puțin 17% în campania aceasta în raport cu 2019 și e încă o dovadă că legea în ceea ce privește reglementarea infracțiunilor motivate de prejudecăți trebuie adoptată cât mai rapid cu putință pentru a descuraja infracțiunile care emană din prejudecăți, sfidare, ură, pentru a se asigura astfel că ele nu rămân nepedepsite. Efectele urii includ agresiunea, violența, dezbinarea societății în general. Sper că Parlamentul, fiindcă aici sunt alături de noi numeroși eurodeputați, numeroase doamne eurodeputat, sper sincer că Parlamentul va găsi voința politică necesară pentru ca acest proiect să devină lege, acum că această problemă a fost deja tratată inclusiv de Curtea Constituțională. Așa cum a spus doamna Sandu la începutul acestui eveniment, la nivel mondial, de la izbucnirea crizei COVID-19, din datele care ne parvin, vedem că toate violențele comise împotriva femeilor, fetelor, mai ales violența domestică, s-au intensificat. Din nefericire, așa se întâmplă și în Moldova. De aceea, ratificarea Convenției de la Istanbul este un subiect atât de stringent. Este astăzi cel mai eficient instrument pentru a preveni și a lupta împotriva violențelor la adresa femeilor și împotriva violenței domestice. Convenția de la Istanbul se referă la siguranța fetelor și a familiilor în sânul familiilor lor, nimic mai mult. Și la lupta împotriva violenței și lupta împotriva violenței la adresa fetelor și femeilor trebuie să fie un scop care să ne unească pe toți și nici de fel un motiv de dezbinare a noastră. Ne vom concentra asupra ratificării și mă bazez pe sprijinul și implicarea dumneavoastră în acest sens. Vreau să precizez că ratificarea nu e o simplă destinație, este mai degrabă un mijloc. Odată cu ratificarea, violența împotriva femeilor nu ia pur și simplu sfârșit și de aceea, acum, mai mult decât niciodată, trebuie să ne arătăm solidari, trebuie să ne amintim că dacă ne dorim egalitate, trebuie să ne ridicăm în picioare, să ne cerem drepturile și progresul drepturilor tuturor femeilor din lumea întreagă. Cred cu tărie că egalitatea între bărbați și femei este un element fundamental într-o societate democratică. Toate statele, inclusiv Republica Moldova, trebuie să promoveze egalitatea de șanse pentru a garanta participarea deplină a bărbaților și femeilor în toate aspectele vieții politice și publice. Sunt convinsă că doamna Maia Sandu, victoria dumneaei,
va motiva mii de femei din țara noastră și din lumea întreagă să devină și ele luptătoare, fiindcă Maya este un adevărat model. Un model de lider puternic, o luptătoare adevărată pentru justiție și, de asemenea, o femeie extrem de puternică și de curajoasă. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Văd că cineva a ridicat mâna. Arina Spătaru, aveți cuvântul. Eu nu aud nimic. Dacă cineva mi-ar da un semn. Vă auzim. Da, vă mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor participanți la acest eveniment frumos. Nu știu cum să-l numesc mai exact, o masă rotundă, o împărtășire experienței reciproce sau un bun început pentru solidarizare, pentru implicare, pentru mobilizarea femeilor din Republica Moldova. Dați-mi voie să vă salut pe toți, să o felicit pe doamna președintă Maya Sandu cu un mandat obținut, cu pe doamna Domnica Manoli pentru o prestație excelentă în Curtea Constituțională. Pe doamna Domnica Manoli o cunosc mai bine, știu prin ce greutăți a trecut până a obținut acest mandat plin de responsabilitate. Știu cât de greu i-a fost ei să depășească toate problemele și stresurile de pe vremuri și cred că aceste greutăți cumva i-au întărit felul de a fi și i-a întărit poziția de a lupta în continuare, de a nu se teme, de a lua decizii frumoase și importante și îmi pare foarte bine că este persoana care dă peste mâini deputaților din Republica Moldova, care, cum s-a demonstrat în ultima perioadă, a uitat că dacă unde este lege, nu-i tocmeaua. Îmi pare foarte bine să o cunosc astăzi și pe doamna Chioveși. Sunteți pentru noi deputatele din Republica Moldova care au o mică experiență în politică. Sunteți un exemplu elocvent în tot ce faceți. Aș vrea să pun întrebare anume persoanelor puternice, femeilor care au obținut rezultate frumoase în cariera politică și nu numai, dar anume celor care au copii, pentru că sunt mama a trei copii și recent pe site-ul meu, arinaspătaru.md, acolo la departamentul petiții, băiatul meu mijlociu de 15 ani a scris o petiție destinatorul către toți deputații Parlamentului Republicii Moldova, iar textul era următor: mama mea nu vine acasă. Menționez că sunt originară din municipiul Vâlți, cam 2 ore distanță de la capitală și ca un exemplar parlamentar stau mai mult în Chișinău. Și uite că lipsa mea peste un an și ceva de mandat s-a resimțit și în familie. De ce aș vrea, pentru că vă rog să mă scuzați, nu prea am urmărit starea familială a reprezentantelor la acest eveniment, dar aș vrea să întreb pe doamnele care au obținut deci lucruri importante în cariera lor, ce au făcut cu copiii minori atunci când li s-a reproșat, uite, atât de frumos și diplomat, că mamă mai vine acasă. Prima întrebare. Și a doua întrebare, îmi pare foarte bine că îmi revăd colegele de parlament care vorbesc atât de bine și frumos, au venit foarte pregătite și vorbesc despre solidaritate feminină, doar că aș vrea să constat cu regret că în Parlamentul Republicii Moldova, practic, aproape la 2 ani de activitate, nu există platforma deputaților. Acolo unde noi am putea să apărăm interesele femeilor. Uite că nu ne putem mobiliza, măcar că a avut loc o încercare și de aceea aș pune o întrebare doamnelor deputate din Parlamentul Republicii Moldova, pentru că mai des ne vedem în alte circunstanțe. Ce facem doamnelor dacă până la sfârșit de decembrie, pentru că am înțeles că deputatele socialiste sunt foarte ocupate și nu au timp să se preocupe, cum cred ele, avem noi șansa de a obține această platformă a deputaților, pentru că noi nu putem vorbi despre apărarea femeilor din Republica Moldova de violență, de discriminare
sau de alte lucruri rele ce li se întâmplă dacă nu ne învățăm noi, femeile din Parlamentul Republicii Moldova, să ne mobilizăm și să dăm dovadă de o mobilizare exemplară. Pentru că pandemia a lovit și mai mult în femei, pentru că noi avem femei multe care au fost nevoite să pună cruce pe cariera lor, pentru că nu aveau cu cine își lăsa copii acum în pandemie. Cred că avem mult de făcut, stimate colegi, și dacă avem experiența deputaților din alte parlamente, aș vrea să aud experiența lor, ce au făcut ele atunci când era nevoie de solidaritate feminină, dar nu s-a reușit. Mulțumesc! Eu mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră, pentru întrebările foarte provocatoare la prima, cea legată de echilibrul dintre viața personală și cea profesională și provocarea uriașă pe care o reprezintă, mai ales pentru o femeie în politică, nevoia de a fi acasă pentru copii și în același timp nevoia de a fi acolo unde datoria și mandatul pe care l-au primit le cere să fie. Îndrăznesc și eu să aduc o notă personală aici, pentru că, să știți, e o provocare nu doar pentru femei. E clar că o mamă are o cu totul altă relație și copiii percep lipsa de acasă a mamei probabil mai puternic decât e vorba despre tați. Dar pentru că și eu sunt un tată foarte atașat de familie și de copiii mei, pot să spun că e o provocare și pentru tați atunci când vor să fie foarte implicați în viața copiilor lor. Dar pentru că ați adresat o întrebare, voi adresa această întrebare colegilor mele de discuție astăzi și văd că Ramona Strugariu, colega mea, are mâna sus și ea însă și este o mamă care îmbină viața de acasă cu cea profesională și o face, cred eu, cu greu, dar cel puțin în plan profesional o face foarte bine și o să-i dau cuvântul. Și doamna Stella Macari, văd că a ridicat mâna. Tot pe partea de solidaritate și de rețele, vreau doar să mai spun, tot așa ca o contribuție personală, că am constatat cât de puternică și ce efect important are această solidaritate pe care, să spun, femeile în politică, cele care activează, de exemplu, în parlament, într-un parlament, să spunem, dar nu doar acolo, o pot avea. Și nu știu, poate Ramona la fel să adauge, pentru că știe mai bine, pentru că este parte dintr-un astfel de rețea, să spun, sau din astfel de cerc. Câteodată eu mă uit cu invidie la cât de eficientă este comunicarea într-o astfel de rețea a colegelor care activează în grupul politic Renew, de exemplu, și cât de bine se conectează la agendele fiecăruia dintre ele. Deci este un exemplu bun și nu pot decât să încurajez ca și dumneavoastră, cele care activați în Parlamentul Republicii Moldova, să faceți acest lucru, dincolo de liniile politice, pentru că sunt, cred eu, obiective în ceea ce privește rolul femeilor în politică și în democrație, care trec dincolo de barierele ideologice și de apartenența într-un partid politic sau altul. Dar eu mă opresc aici și trec la răspunsurile din partea colegelor. Ramona, îți dau ție prima oară cuvântul. Mulțumesc foarte mult, Dragoș. O să răspund foarte direct la prima întrebare. Ieri eram într-o conferință cu invitați de seamă din rândurile autorităților publice, ale procurorilor, ale judecătorilor, ale organizațiilor non-guvernamentale sau presei. Eram de multe ore în acea conferință și la un moment dat a venit băiețelul meu, m-a strigat, nu i-am răspuns într-o primă etapă, m-a mai strigat odată și mi-a spus că e flământ și e foame. Am încercat să-i spun că sunt în conferință și el mi-a confirmat, mi-a spus da, corect. Tocmai le-a spus oamenilor din conferință că este Ziua Internațională a Drepturilor Omului, pe care le încalci pentru că mă ții flămând, așa că te rog să-mi dai de mâncare. Moment în care am dat replica gândindu-mă
dacă este sau nu microfonul deschis și m-a mai auzit cineva, în speță sutele de oameni care ne urmăreau, sigur o să-ți pregătesc imediat ceva de mâncare. Cam așa se desfășoară viața unei femei în politică, în condițiile în care își dorește să aibă și o carieră și vrea să rămână și aproape de familie. Fiecare zi e complicată, fiecare zi e cu activitățile de la școală, cu activitățile de acasă, cu temele. Sunt săptămâni în care plecările sunt foarte dureroase și aș spune că e unul dintre cele mai grele lucruri din lume de făcut. Dar băiețelul meu a fost permanent cu mine și cu noi în tot acest parcurs. Lângă mine a stat mereu și soțul meu, nu doar băiețelul meu, și sprijinul acesta contează enorm, al partenerilor noștri și al oamenilor de lângă noi. Băiețelul meu știe ce fac în fiecare zi și e mândru de mine. Băiețelul meu a fost lângă mine la toate protestele pentru susținerea statului de drept și la toate acțiunile pe care le-am avut în calitate de cetățean înainte de a fi politician. Băiețelul meu știe povestea României și a luptei noastre pentru democrație și pentru un stat echilibrat și care respectă valorile fundamentale. Și băiețelul meu este un bărbat, viitor bărbat, care crește înțelegând rolul femeii în societate, importanța ei. Impactul pe care poate mama lui îl aduce în aceste schimbări și în această societate. Și sunt convinsă că cu toate frustrările care se întâmplă și de o parte și de alta, dar cu căldură și cu afecțiune și cu înțelegere reciprocă, nu va înceta să fie mândru de mine și de lucrurile pe care le fac pentru ca el, la rândul lui, să crească într-o societate liberă, deschisă, lipsită de prejudecăți și unde egalitatea de șanse chiar nu e un moft, ci este o realitate pe care o susținem toți partenerii implicați. Apoi, apropo de rețele și de importanța lor, da, sunt într-o astfel de rețea, avem acest grup informal care se numește Renew Europe Ladies, unde se întâmplă totul și nu povestim doar politică, deși avem o capacitate extraordinară de coordonare, de care sunt mândră, sub această umbrelă a solidarității, pe care feminitatea o exprimă, cred, atât de frumos, de rapid și de înțelept de cele mai multe ori. Dar experiențele de acolo nu sunt doar politice, experiențele sunt și personale. Ne susținem când avem poate eșecuri, ne încurajăm mai mult, ne felicităm când avem rezultate. Ne împărtășim povești. Colegile mele intră împreună cu copiii lor uneori în discuții și povestim lucruri care ne țin aproape și ne ajută să depășim momentele grele. E un grup în care există o doză de umanitate, de coerență și de înțelegere atât de puternică, încât cred că ar putea să influențeze pozitiv cu un efect de multiplicare, efectiv bunul mers al lumii. Și încurajez și vă încurajez, doamnelor, să construiți astfel de rețele și să vă sprijiniți una pe cealaltă și să îi faceți și pe partenerii dumneavoastră să înțeleagă și copiii importanța acestui sprijin, pentru că numai împreună vom putea să clădim și vom putea reuși în aceste condiții și în această lume. Și am toată încrederea că o vom face. Mulțumesc frumos, Dragoș! Eu mulțumesc mult, Ramona, mulțumesc și doamnei Cheve și mulțumesc și doamnei Manole pentru intervențiile lor. Mulțumesc și colegilor din Parlamentul Republicii Moldova pentru intervenție. Nu mai văd nicio altă solicitare pentru... doamna Stella Macari, vă rog. Please press the speak button, Mrs. Macari. Apăsați, vă rog, butonul speak. O să-mi spuneți doar dacă mă aud? Da, vă auzim. Da, vă mulțumesc foarte mult. Mă bucur că am reușit să rezolv în timp problema cu conexiunea, fiindcă a fost și la mine o mică problemă.
Aș vrea mai întâi de toate, distinși participanți și participante, să-mi exprim faptul că sunt destul de onorată să particip la această conferință și la aceste dezbateri. Vreau neapărat să le mulțumesc tuturor femeilor care au intervenit de la începutul discuției și care ne transmit multiple mesaje de încurajare. Intervenția mea va fi una succintă și poate mai degrabă se referă la primul panel al acestor dezbateri. Chiar dacă pe parcursul discuției de astăzi s-au enumerat importante funcții politice de conducere în Republica Moldova care sunt deținute de femei, iar de ieri deja și funcția de șef al statului și pe această cale vreau să-i aduc sincerele mele felicitări doamnei Maia Sandu. Totuși, femeile încă continuă să rămână o raritate pe arena politică din țara noastră. La noi, ca și în majoritatea parlamentelor din lume, femeile continuă să fie în minoritate, deși astfel este contrazisă ideea potrivit căreia Parlamentul reprezintă oglinda societății. În acest context, îi mulțumesc doamnei Ursula von der Leyen, care a făcut eforturi pentru a impune paritate între femei și bărbați în ocuparea posturilor din executivul comunitar. Eu, fiind deputată la primul mandat, am reușit să învăț prea bine că politica este o ruptă continuă între idei competitive și respectiv pentru șansa de a le implementa. Deocamdată, atunci când vorbim despre implicarea femeilor în politică, aceste activități tradițional se reduc la protecția copiilor, sănătate, educație, dar sunt convinsă că nu doar aceste domenii aflate la periferia intereselor bărbaților ar trebui să fie gestionate de femei. Capacitățile noastre decizionale, fiind mult mai extinse decât se crede într-un mediu încă destul de provincial, participarea femeilor în politică, de fapt, este o oportunitate importantă în vederea creșterii gradului de consolidare a capacităților noastre, atâta timp cât dorim să contribuim la o schimbare de atitudine și comportament politic al societății noastre. În pofida progresului, problemele legate de egalitate de gen și expuse destul de bine anterior și de colegele mele, stereotipurile învechite continuă a fi pregnante în societatea noastră ca și în multe alte societăți. De aceea trebuie să ne facem auzite, să acumulăm experiență și să ne implicăm mai activ în procesul de consolidare a unei clase politice care să ofere calitate și performanță în procesul de guvernare a țării și să reprezinte echidistant interesele tuturor cetățenilor. Sunt mai mult decât sigură că prin muncă și perseverență fiecare poate contribui la progresul atât de necesar societății noastre și trebuie să încurajăm femeile să facă acest lucru fără rezerve. Eu am ferma convingere că femeile au potențialul necesar încă nevalorificat pentru a face schimbarea în bine a ceea ce numim politică în Republica Moldova. Eu vreau să vă mulțumesc că mi-ați oferit posibilitatea să intervin cu acest scurt mesaj. Eu vă mulțumesc foarte mult, doamnă Macari. Voi mai lua o ultimă intervenție și apoi vom închide acest panel pentru că riscăm, dacă depășim timpul, să rămânem fără traducere. Doamna Valentina Casian, aveți cuvântul. Mrs. Casian, we cannot hear nor see. Nu vă auzim și nu vă vedem, doamna Casian. Mrs. Casian is not. Doamna Casian nici măcar nu mai e în conexiune. Okay, I see her again on the list, Mrs. We Casian. O văd din nou pe listă. Doamna Casian, dacă ne auziți, puteți interveni. It seems that it's not possible. Se pare că nu putem stabili legătura. E o problemă care persistă. Bun, atunci.
ajungem la sfârșitul acestui panel și din nou aș vrea să le mulțumesc celor trei doamne extraordinare care au participat la acest panel și care ne-au oferit punctul de vedere mai întâi în ce privește importanța statului de drept pentru democrație în societate în general, dar și cum pot femeile cu curajul și energia lor, cum luptă pentru statul de drept în societate în Uniunea Europeană și în Moldova. Și cu acestea ne apropiem de sfârșitul manifestării. Pentru ultimele observații, mă bucur foarte mult că Siegfried Mureșan, președintele delegației Parlamentului European pentru Comitetul de Asociere cu Parlamentul din Moldova, e de acord să fie alături de noi, să ne comunice ideile, punctele lui de vedere în legătură cu subiectul important pe care îl dezbatem azi, și anume rolul femeilor în procesul de democratizare al țărilor. Și în special concedându-se pe Republica Moldova. Siegfried, îți mulțumesc că ești aici, ai cuvânt. Dragoș, thank you very much. Îți mulțumesc foarte mult, Dragoș, mulțumesc foarte mult pentru această invitație și în primul rând mulțumesc pentru organizarea acestei dezbateri, fiindcă ne-ai reunit pe toți aici și pentru că ai plasat pe agenda publică acest subiect important în Parlamentul European, dar nu numai aici. Mulțumesc și tuturor celor care sunt conectați prin internet. Mă bucur să vă văd pe toți, pe toate, în primul rând, dar și pe dumneavoastră, domnilor, care luați parte la această dezbatere. Domnilor și domnilor, lupta pentru egalitate de gen este o luptă în care noi, bărbații, nu ar trebui să vă lăsăm singure pe dumneavoastră, doamnelor. E o luptă pe care doar împreună o putem repurta. Iar bărbații, în speță, au o datorire și o responsabilitate la acest capitol. Dragi prieteni, cu ocazia alegerilor europene de anul trecut am venit că oamenii au ieșit la vot în cele 27 de state membre ale Uniunii Europene în numere importante, mai ales semnătul tineretului, votanți pro-europeni. Am văzut că au plasat pe tapet noi subiecte. Ne-au spus, nouă ne pasă de mediul înconjurător, ne pasă de schimbarea climaterică, avem mai puțină poluare, ne pasă de ceea ce înseamnă egalitatea de gen. Era vorba despre o agendă mai inclusivă. Ea s-a exprimat prin intermediul acestor alegeri europene, iar noi, în Parlamentul European, am luat această agendă în considerare și am transformat-o numai decât într-o prioritate pentru noi, în marea prioritate a UE, a Parlamentului European, a Comisiei, în urma alegerilor de anul trecut. A fost pactul ecologic și protejarea mediului înconjurător, combaterea schimbărilor climatice. Am început de acolo și mai apoi, iată, a sosit pandemia la începutul acestui an. Vreau să fiu foarte limpede, chiar și de-a lungul pandemiei, chiar și după aceasta, prioritățile pe care le-am definit în această agendă nouă, inclusivă, trebuie să rămână prioritățile noastre. Nu putem să salvăm planeta doar când nu mai ai altă criză de înfruntat. Trebuie ca aceasta să fie agenda permanentă, iar egalitatea de gen face parte din aceasta. Am luat multe decizii la nivel european în decursul acestui an, decizii numeroase în ceea ce privește fondurile europene. UE va cheltui în anii următori mai mulți bani decât oricând altcumva. 1.800 de miliarde de euro pe următorii 7 ani. Și e limpede că cu cât cheltuim mai mult, cu atât este mai necesar să ne asigurăm că banii ajung acolo unde trebuie, celor care au nevoie de ei, la beneficiarii de drept. Și de aceea spunem că cei care gestionează banul au o răspundere specială, aceea de a se asigura că banii ajung la beneficiar. Și de aceea spunem că trebuie să existe o corelație între banii europeni și valorile europene. Noua agendă inclusivă și, în speță, statul de drept. Iar Dragoș a menționat acest lucru, Laura Codruța Căveși a vorbit despre acest lucru, dumneavoastră cu toții ați punctat acest aspect. Este foarte important. Am reușit să stabilim această corelație. Garantarea echilibrului de gen, a egalității de gen, face parte din toate deciziile pe care le adoptăm. În toate aceste noi fonduri, în toate deciziile de viitor, atunci când concepem Uniunea viitorului, egalitatea de gen, echilibrul de gen, fac parte din deciziile acestea. Trebuie să ne asigurăm atunci când cheltuim banii că egalitatea de gen e asigurată. Am vorbit despre criză,
Este clar că criza ne-a afectat pe toți, dar de asemenea e la fel de clar că criza le-a afectat pe femei mai mult decât pe bărbați. În parte din motivele pe care le-ați expus adineauri. O vară mai mare care cade pe umerii femeilor în raport cu bărbații. Faptul că femeile trebuie să se ocupe de școlarizarea la domiciliul copiilor lor, că trebuie în același timp să își asigure propriile profesii. Apare o divergență tot mai mare în salarizarea bărbaților, respectiv a femeilor, și violența domestică. Cunoaștem problemele acestea și încercăm să le combatem la nivel european prin o serie de fonduri directe alocate actualmente către programe care sprijină femeile, inclusiv din noul mecanism de redresare și reziliență. Anul acesta a fost fără doar și poate important, a fost unul dificil din pricina pandemiei, dar a fost și un an important, fiindcă o serie de alegeri din lumea întreagă au adus femei la vârf. E un lucru foarte bun. Femei care erau deja pe post au fost realese cu rezultate convingătoare. Să luăm exemplul premierului, premierei Noii Zeelande. Avem pentru prima oară o femeie vicepreședintă a Americii, iar Maia Sandu a câștigat în mod decis alegerile prezidențiale din Republica Moldova. Și am auzit adesea voci care spuneau în trecut, Maia n-are cum să câștige, mică, fragilă, partidul ei nu are structurile necesare. Și a dat dovadă de o reziliență remarcabilă în rezultatele acum 4 ani, în ceea ce a făcut acum, în victoria sa. Toate acestea I-a convins și pe cinici care spuneau că n-are cum să câștige. Când spuneau că nu poate câștiga, poate n-au spus ei nu poate câștiga fiindcă e femeie, dar mulți au gândit tocmai asta și iată, le-a demonstrat că se înșală, câștigând și câștigând, reportând o victorie zdrobitoare. Țările care sunt conduse de femei s-au descurcat mai bine de lungul acestei crize. Unele țări au reușit să iasă la liman mai bine din criză, tocmai fiindcă femeile care se aflau la cârma lor au luat decizii bazate pe anumite considerente științifice. Sigur, poate, dar poate de asemenea fiindcă oamenii care aleg femei pe post sunt cetățeni care tind să respecte într-o mai mare măsură legea, sunt mai puțin ignoranți, dacă îmi pot permite să spun așa ceva. Nu știm dacă e una sau cealaltă. Tind să cred că e vorba despre ambele, în proporții poate diferite în funcție de fiecare țară în parte, dar cred că ambele se aplică și o veste bună. Țările care au fost cărmuite de femei s-au descurcat mai bine de-a lungul crizei, fiindcă femeile au luat decizii mai puțin impulsive, bazate într-o mai mare măsură pe elementele științifice, dar și pentru că cei care au ales femei sunt oameni care respectă legea, se respectă unii pe ceilalți, au anumite responsabilități, le respectă față de cei care le sunt în preajmă, poartă o mască pentru a-i proteja pe cei din jur. Este modelul, până la urmă, responsabil, orientat spre viitor. Când discutăm despre femeile din politică și spuneam că, iată, a fost aleasă Maia Sandu, Kamala Harris, premiere ce au fost și ele realese și au avut succes de-a lungul crizei. Nu putem, în contextul acesta, să nu pomenim și Angela Merkel, una dintre cele mai rezistente femei de pe scena globală. Angela Merkel a fost, de când a fost cancelar, de când e cancelar al Germaniei, Angela Merkel, 4 președinți francezi s-au succedat. 4 președinți ai SUA s-au succedat. 5 premieri ai Regatului Unit s-au succedat și ei. Am pierdut șirul premierilor italieni care au venit și au plecat de când a fost aleasă și de când e pe post domnia ei. Și iată câți premieri, câți președinți ai Republicii Moldova, între care doar una femeie, doamna Maia Sandu, premierii, 10 la număr în România, care au venit, au plecat, în timp ce Angela Merkel a rămas pe post. E un lucru remarcabil. Femeile din domeniul public, care au o funcție publică, sunt mai reziliente, mai puțin emotive și sunt mai reactive atunci când sunt vremuri grele. Angela Merkel a arătat de-a lungul celor 15 ani că Germania poate deveni mai diversă, are o mai mare diversitate decât oricând altcândva. Ea însăși
nu a fost o feministă autoproclamată acum 15 ani când a ajuns la putere, dar în mod discret, conducând în umbră, iată, Germania a ajuns acum mai diversă decât oricând altcândva. A ales o doamnă cancelar de 4 ori la rând în această funcție. Să fim sinceri, primele sale rezultate n-au fost tocmai cele mai bune, aș tinde să spun. Partidul său a avut o performanță bună la începutul campaniei, dar apoi și-a pierdut sprijinul de lungul campaniei. Și câțiva votanți, acum 15 ani, când a candidat pentru prima oară, în ziua alegerilor s-au obținut de la vot. N-au votat-o și fiindcă era femeie. Dar asta n-a mai fost situația după un mandat al dumneaei. A fost aleasă a doua oară cu rezultate și mai bune, a treia oară și mai bune, era patra oară. Situația era mai dificilă decât cea de-a treia oară, însă oricum a obținut rezultate convingătoare. Ceea ce vreau să spun este că în urmă cu 15 ani, mulți cetățeni din statul cel mai mare al UE a ezitat puțin să aleagă o femeie pe post, însă după 15 ani acum se identifică cu ea și iată, ea a fost realeasă de alte 3 ori. Cum a condus țara discret, din umbră, și iată că Angela Merkel a transformat cea mai mare țară a Uniunii Europene în cea mai mare economie mai diversă. Acum sunt la cârmă, în diferite poziții de forță, mai multe femei decât ne imaginam în trecut. În Germania, oameni care reprezintă fel de fel de minorități pot ocupa orice fel de poziție. Nici măcar nu-și putea imagina asta în trecut. Lucru remarcabil. Asta este evoluția, aș îndrăzni eu să spun. Salarizarea egală, solidaritatea egală, reprezentativitatea egală în politică este, desigur, sunt, desigur, lucruri pentru care trebuie să luptăm. În speță, reprezentarea egală în politică. La acest capitol trebuie să investim pe termen lung. Dacă vrem să stabilim o Comisie Europeană și, de pildă, când spui vreau o egalitate de gen, vreau același număr de bărbați și de femei și apoi ai un mix cu oameni foarte calificați, cu bărbați foarte calificați, dar cu puține femei foarte calificate, păi atunci promovezi până la urmă pe posturi foarte înalte femei care poate nu fac treaba cea mai bună. Și e mare păcat și are un efect negativ. Ce vreau eu să spun aici? Trebuie să investim în promovarea și sprijinirea femeilor încă de la o vârstă fragedă. Și de jos în sus. În toate palierele de management în care există, adică trebuie să aibă un mix, o pepinieră foarte bogată de femei la toate palierele, de unde se pot selecta altminteri, nu vei putea selecționa femei foarte calificate la funcții extrem de înalte. Trebuie să investim în această pepinieră de vreme, în femei încă de când sunt foarte tinere, în toate segmentele, în afaceri și așa mai departe. Și Ramona Dragoș s-a mai referit la un subiect important, felul în care putem să reunim și să conciliem viața profesională și viața intimă, viața privată. Avem responsabilitate foarte importantă în raport cu vecinătatea noastră. Este limpede că cele 27 de state trebuie să promoveze situația asta în Uniunea Europeană, dar și în Republica Moldova, în țările învecinate, iar Dragoș, Ramona și cu mine însumi vreau să vă spun, puteți să vă bazați pe noi toți în acest proces. Spre final, vreau să vă spun că lupta pentru drepturi e o luptă pe termen îndelungat. Este o luptă însă în care n-ai decât de câștigat. Orice luptă pentru dreptul la vot, de pildă și nu numai, a fost luptă îndelungată. Dar la sfârșitul acestor lupte, care au durat uneori decenii, s-au obținut mai multe drepturi pentru femei, pentru alte categorii sociale. Direcția este clară și ceea ce vreau să vă spun este că vă rog să nu vă descurajați, distinse doamne, dacă progresul nu vine atât de repede pe cât v-ați dorit dumneavoastră. Vreau să vă spun că progresul vine și el e permanent. Odată ce se instalează, odată ce majoritatea, ce bărbații văd că femeile sunt la cârmă, totul devine simplu, evident, și nu e o situație care să poată fi
care e irreversibilă. De aceea vreau să vă încurajez să fiți în continuare implicate, active, doar astfel puteți să produceți o diferență. E limpede că și femeile au responsabilități, trebuie să ne implicăm și noi în asemenea proiecte de legătate de gen, însă lucrul este clar. Politica este până la urmă un joc de arbitrare între cerere și ofertă. Se oferă doar acolo unde e cerere și vreau să fiu clar, dacă de-a lungul unei elegeri persoanele vârstnice merg la vot și tinerii rămân acasă, iar asta se tot întâmplă, toate alegerile, politicienii din țara respectivă vor fi mai tentați să promită creșteri ale pensiilor decât creșteri ale banilor pentru învățământ, universități, programe destinate tineretului, fiindcă văd că 5 milioane de vârstnici votează și doar 1 milion de tineri se manifestă la urne. De aceea vreau să vă încurajez să fiți implicați, să vă manifestați și, așa cum am mai tot spus-o, vă rog să votați, să vă implicați în programe voluntare, în programele societății civile, în ONG-uri, fiindcă votul dumneavoastră contează și lupta pentru drepturile femeilor este o luptă din care aveți doar de câștigat, o luptă care va câștiga, chiar dacă durează până să ajungi la rezultate scontate. Mulțumesc foarte mult, Dragoș, pentru organizarea acestui eveniment, pentru că m-ai invitat. Sper să vă văd cu toții față în față, în Bruxelles, în Republica Moldova sau oriunde ar fi să fie. Mulțumesc foarte mult, o zi frumoasă și multă sănătate! Thank you very much. Mulțumim foarte mult, Siegfried, pentru aceste considerații de încheiere. Te-ai referit la multe subiecte la care am făcut cine referire astăzi. Aș vrea să rezum rapid principalele problematici pe care, cel puțin eu însumi, le-am reținut, pe care le voi lua cu mine în urma discuțiilor de astăzi. Întâi și întâi, rolul femeilor în politică, rolul femeilor în democrație. Cred că toate intervențiile zile de astăzi, de la început și până la sfârșit, sunt mărturii vii ale faptului că acesta este cazul. Este o încurajare pentru noi să facem mai multe, să continuăm să investim în această agendă a promovării femeilor în funcții de leadership, fiindcă e grăitor de la sine, e un fapt acela că stilul lor de leadership, empatia, transparența, deschiderea pe care o aduc cu ele, deschiderea către dialog de care dau dovadă în rolurile pe care le au în viața publică, sunt lucruri care consolidează democrațiile noastre și calitatea însăși a dezbaterii publice. Asta unul la mână. Noi la mână. Trebuie să fim în mod consecvent conștienți și mai ales de-a lungul crizei că femeile se confruntă în continuare cu prejudecăți profund rădăcinate, cu discriminări în țările în care trăiesc și că acele țări sunt țări europene. Nu se întâmplă doar în colțuri îndepărtate ale lumii, se întâmplă chiar la pragul casei noastre, zi de zi. De aceea, asemenea investiții în politica publică, în legislație, în felul în care implementăm politicile și legislațiile publice, fiindcă adesea există cadre, dar nu le acordăm atenția cuvenită. Nu investim suficient în implementarea lor. Ei bine, trebuie ca acest obiectiv să rămână unul esențial pentru noi la nivel european, dar și la nivel național, în țările Uniunii Europene, dar și în Republica Moldova. Și nu în ultimul rând avem statul de drept. În statele în care performanțele sunt bune la acest nivel, ei bine, aceste țări, zic eu, promovează, așa cum se cuvine, rolul și drepturile femeilor în societate, fiindcă femeile se pot la rândul lor baza pe norme, pe instanțe, pe întregul sistem democratic al țărilor lor, care le protejează și le promovează drepturile. Iar acum, la sfârșit, mă reîntorc la început. Și anume, la numele care ne adună pe toți azi aici, numele doamnei Simone Veil. Îndrăznesc să spun că Simone Veil ar fi mândră dacă ar fi auzit dezbaterile de astăzi, dacă ar fi reușit să vadă intervențiile dumneavoastră, a paneliștilor și vorbitorilor de astăzi. De ce? Fiindcă toate
reprezentați o întâietate, o primă oară. Avem o primă doamnă președintă a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a deschis discuțiile de astăzi. Avem, de asemenea, o primă doamnă președintă a Republicii Moldova, doamna Maia Sandu, care, la rândul său, ne-a ținut un discurs astăzi. Vicepreședinta Parlamentului European, președinta Curții Constituționale din Republica Moldova, procurorul șef al parchetului european. Iată, premiere feminine. Și toate aceste doamne sunt pe post datorită competențelor lor, a convingerilor lor, a personalităților lor puternice și a faptului că au reușit să convingă, să convingă pe toată lumea, bărbați, femei deopotrivă din societățile lor, să le voteze, să le acordă încrederea, cel puțin, și mandatul pe care îl exercită spre beneficiul public. Cred că asta ar fi făcut-o mândră pe Simone Veil. Nici nu pot să-mi închipui o cale mai bună de a demara programul Simone Veil în Parlamentul European pentru consolidarea democrațiilor din Uniunea Europeană. Și cu aceasta vreau să vă mulțumesc foarte mult participanților, publicului care ne-a fost alături, care a avut răbdarea de a ne rămâne alături pentru cele 3 ore ale acestui eveniment. Mulțumesc pentru personal administrativ care ne-a asistat, interpreților care ne-au ajutat astăzi. Mulțumim tuturor și o zi minunată în continuare!